Bine ați venit la închinare și în această dimineață. Probabil vom fi mai puțini astăzi. Asta nu înseamnă că Domnul nostru să fie în mijlocul nostru și nu înseamnă că nu putem să lăudăm pe Domnul. Haideți să ne ridicăm, să dăm laudă Domnului cu cântarea numărul 44. Vezi cum se roagă Iisus pentru mine, El mult mă iubește, deși-s păcătos. Vezi cum se roagă Iisus pentru mine, El mult mă iubește, deși-s păcătos. Rugai ascultă, cereți cu-l Părinte, o vino, dar și te închină voios. Mă rog pentru tine, mă rog pentru tine, mă rog pentru tine, mă rog neîncetat. Domnul Părintele meu nu mă lasă, cuvântul dar stă neclintit, curând voi intra în cetatea cerească, o vino cu mine și fi fericit. Mă rog pentru mine, mă rog pentru tine, mă rog pentru tine, mă rog neîncetat. Pacea aceea sfântă îmi umple inima, de care alta tot îmi dă de el. Dăruiască pacea și ție. Mă rog pentru tine, mă rog pentru tine, mă rog pentru tine, mă rog neîncetat. Pace, bună dimineața. Let me extend a warm welcome to all who have decided to join us bright and early in talking to God. Let us bow our heads and do this right now. Doamne, Tată Sfânt, îți mulțumesc pentru dimineața aceasta și că putem să venim în fața Tronului de Har și te rog, binecuvântează servitei astăzi și ajută-ne numai cuvântul Tău să proclamăm în Domnul Iisus. Amin. Amin. Let us remain standing as we open to the middle of our Bibles, the shortest Biblical Psalm, Psalm 117. And the word of the Lord says, Oh, praise the Lord, all ye nations. Praise him, all ye people. For his merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. Amen. You may be seated. For at least the past 2 years here at Logos Christian Academy, almost every Monday, Wednesday, and Friday, our beloved teacher, Mr. Q, has taught us high school students Bible and history. After he greets us and we stand up, he usually calls the roll to check the attendance. We respond by telling him what Bible passage, if any, we read in our morning devotions. Failure to read results in a brief lecture from Mr. Q. More often than not, one might find a student hastily glancing over a few verses before class, in order to avoid such embarrassment. What do you suppose is one of the more popular psalms in Mr. Q's classes? That's right, Psalm 117.
Before we pray, he asks one of us students to explain what he learned or applied from his reading. If Mr. Q asks the one who said he read Psalm 117 what he got out of the passage, the response usually is something to the extent of that we must praise the Lord. A good answer, is it not? But this is from the perspective of one who has not really read past the first comma. I would like to draw your attention to the orderly structure of this simple psalm. Notice how the first verse gives the command, "Oh, praise the Lord," and then addresses itself to all ye nations. The verse continues in typical Hebrew poetic fashion with the parallel, "Praise him," addressed to all ye people. The first verse tells us what to do, praise Yahweh, and who should do it, everyone. The last verse of the book of Psalms also says, "Let everything that hath breath praise the Lord." Do you realize that God created everything, angels, stars, planets, animals, and man, for the express purpose of praising him? Is it not sad that besides Satan and his demons, we are God's only creation that does not continually bring him praise? Reading further, we find the psalmist has listed these two specific reasons for praising God. Number one, for his merciful kindness is great toward us. And number two, the truth of the Lord endureth forever. God's merciful kindness is mentioned again in Psalm 119, verse 76. Let, I pray thee, Lord, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant. But the truth of the Lord is never again mentioned in the Bible. Nevertheless, these two blessings alone are ample reason enough to praise God. Let us now stand again as, with the youth, we come before God, praising him, number one, for his great loving kindness, and number two, for his eternal truth. Dear Lord, Heavenly Father, thank you that you sent your Son down on the cross, Lord. Thank you that you love us so very much, Lord. And thank you for your truth that you have given us. Amen. Doamne, să mulțumim că ai murit pe cruce pentru păcatele noastre și mulțumim că ne iubești și ești cu noi întotdeauna. Amin. Doamne, să mulțumim pentru ziua aceasta și să mulțumim că am putut să în casa ta și te laud că ești Dumnezeul nostru și ne iubești și ești cu noi și ne ascult rugăciunile noastre în numele Domnului Iisus, rog. Amin. Doamne, să-ți mulțumesc că tu ne iubești și că asculti rugăciunile noastre și să te rog să ne ajuți să facem voia ta. Amin. Dear Lord, I thank you for loving us so much that you would send your only Son to die for us, and I thank you for being faithful to us and so that I can rely on you anytime I need you. Amen. Doamne, îți mulțumesc pentru dragostea care o ai și pentru adevărul care ni l-ai dat. Amin. Dear Lord, I want to come before you tonight. I want to praise you for your undying love that you've shown me. Amen. Doamne, îți mulțumesc pentru această zi. Și îți mulțumesc pentru cuvântul tău și îți mulțumesc că ești credincios. Amin. Dear Lord, thank you for your eternal love and kindness manifested towards us in the giving of your only Son and your written word. Amen. Doamne Iisus, să mă ajut în casa ta bine și mulțumesc pentru bunătatea ta și te rog ajută-mă să te laud toată viața mea. Amin. Doamne Iisus, să-ți mulțumesc pentru această zi, să mulțumesc cu mine să cu mine și să mulțumesc pentru dragostea și credincioșia ta. Amin. Doamne Iisus, să mulțumesc că am venit la cer și te rog ca să faci pe Jessica bine. Amen. Dear God, thank you for this day that I could come to church and that I be a light for others and that I praise you in everything that I do. Amen. Dear God, thank you for bringing me to church. Amen. Dear Lord, thank you for this day. Thank you for bringing me to church. Lord, please help me to serve you in everything I do and to praise you. Lord, please help me to have the right attitude to my parents and my teachers and during my break. Amen. Dear God, thank you for bringing me to your house and please help me to do well and to follow your path. Amen. Doamne Iisus, mulțumesc pentru bunătatea ta și că m-ai lăsat ca să vin la biserica asta. Mulțumesc pentru îndurarea ta și pentru the truth. Amin. Dear Lord,
Lord, thank you for this day. Thank you for my family and that you bring me safely to church and that you let me live on the earth forever. I pray in Jesus' name, amen. Doamne, Tată, mulțumesc pentru ziua aceasta. Mulțumesc că am putut să această zi în casa ta. Și mulțumesc, Doamne, că tu m-ai ajutat, Doamne, și ajută-mi, Doamne, ca să pot să te laud cu tot ce am. Amin. Dear Lord, thank you for this day. Thank you for sending your son to die on the cross for our sins. Please help me to praise you and to know you more, to read the Bible. I pray in Jesus' name, amen. Dear Lord, thank you for your eternal grace and for your eternal truth towards me. Amen. Doamne Iisus, eu mulțumesc pentru bunătatea ta și dragostea ta și mulțumesc pentru adevărul care ne-ai dat. Amin. Doamne, Tată, mulțumesc pentru iubirea arătată față de noi și așa ne facem voia ta totdeauna. Amin. Doamne, Tată, îți mulțumesc din toată inima pentru bunătatea și iubirea ta nemărginită. Te rog din toată inima să mă ajut să te laud nu numai când sunt bucuroasă. Amin. Dear Lord, thank you for your love and your kindness, Lord. I want to thank you that you sent your one and only Son to die on the cross for my sins, and I just want to pray for all those who don't know you and who are sick. In your name, amen. Doamne, Tată, îți mulțumesc pentru dragostea ta, îți mulțumesc pentru salvarea ta. Te rog, Doamne, să îmi dai curaj să proclamez slava ta și gloria ta în viața mea. Amen. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru această zi, îți mulțumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele noastre și îți mulțumesc că ne iubești așa de mult și că ești cu noi întotdeauna. Amin. Doamne Iisuse, mulțumesc pentru dimineața aceasta și mulțumesc că am putut să venim la biserică, Doamne. Te laud pentru tot ce ești și pentru tot ce faci pentru noi și te rog să mă ajuți ca să te laud în fiecare zi și întotdeauna. În numele Domnului Iisus, mă rog, amin. Doamne, Tată, să vă mulțumesc pentru ziua aceasta, mulțumesc așa de mult că pot să fiu în casa Ta. Mulțumesc pentru bunătatea Ta, Doamne, mulțumesc pentru dragostea Ta nemărginită, Te rog ca să ne ajut să o înțelegem, Doamne, și să Te iubim înapoi. Mulțumesc pentru adevărul Tău care ne eliberează. Amin. Doamne, Tată, să nu-ți mulțumesc pentru că ne-ai iubit așa de mult că Ți-ai dai Fiul Tău pentru noi. Te rog ca să mă ajut ca să ascult adevărul Tău. Amin. Amin. Doamne, Tată, să vă mulțumesc pentru că am putut să venim astăzi la biserică și mulțumesc că Tu ești un Dumnezeu bun și mulțumesc că Tu ești adevărul. Te rog ca să mă ajuți ca să am bucuria Domnului în viața mea în fiecare zi și te rog ca să mă ajut să Te slăvesc prin orice fac. Amin. Doamne, Tată, să vă mulțumesc din toată inima pentru credincioșia Ta față de mine. Mulțumesc că tot timpul mă ierți de păcatele mele și continui să ai atâta de multă dragoste față de mine. Îmi mulțumesc și pentru adevărul Tău care m-a eliberat de la păcat. Amin. Doamne, să-ți mulțumesc că m-ai adus aici și îți mulțumesc pentru bunătatea Ta și dragostea Ta care arăți la noi. Te rog, Doamne, ajută-mă ca să Te lau mai mult. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru această zi, îți mulțumesc pentru că ne iubești și te rog ca să mă ajuți ca să te laud prin tot ce fac, Amin. Și te rog să mă ajuți ca să-ți aduc laudă prin viața mea, Amin. Dear Lord, Heavenly Father, I thank you for this morning, and I pray that I'll praise you in everything that you do, and I pray that help me be an example to others around me, Amen. Dear Lord, thank you for this beautiful day. Thank you that I could be here. Please help me give you all the honor and glory in everything that I do. Amen. Dear Lord, thank you for this day, and please help Pastor Saeed, and please help him during in jail, and please help all the people who couldn't come to church today. In Jesus' name, I pray. Amen. Doamne, Tată Sfânt, și eu îți mulțumesc pentru bunătatea Ta, Doamne, și pentru harul Tău, Doamne, și te laud căci înveați-ne îndurarea Ta și către mine, în numele Domnului Iisus. Amin. Tu îți mulțumesc și eu, Doamne, pentru iubirea Ta, Doamne, care a ținut și va ține pentru eternitate, Doamne, te rog, binecuvântează și pe serul Tău care va propovădui adevărul Tău, Doamne, și deschide-ne inima, să acceptăm cuvântul Tău care ne schimbă viața, Doamne. Amin. Mm-hmm.
Doamne, Tată, îți mulțumesc pentru ziua aceasta, îți mulțumesc așa de mult pentru iubirea Ta și îți mulțumesc că Tu ești credincios și când eu nu sunt, Doamne, Te rog, ajută-mă să trăiesc viața mea într-un fel care te cinstește și îți dă ție laudă. Amin. Dear Heavenly Father, I want to thank You for this day, Lord. I thank You that we can be in Your house, Lord. I ask that You help me to praise You in every situation and every single day of my life. In Your name I pray, Amen. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru ziua aceasta, Doamne, îți mulțumesc pentru iubirea Ta, Doamne, și îți mulțumesc pentru bunătatea Ta. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumesc așa de mult că ești un Dumnezeu bun și îți mulțumesc că Tu mă iubești și ai grijă de mine și aș nu ca să fii mulțumitoare întotdeauna și să Te laud prin modul meu de a trăi. Amin. Amin, let us be seated. And, as we sing another song with the congregation, the little children and the youth will go to their Sunday school classes. Aș vrea să dăm laudă Domnului cu această cântare. Primul verset, stăm toți pe loc, nu pleacă nimeni în biserică, inclusiv copiii. Și apoi la al doilea verset, puteți să mergeți la școala duminecală. O cântare de mărire, am în inimă mereu. O cântare de mărire am în inimă mereu, de când l-am aflat pe Iisus la calvar. El mi-a dat odihnă sfântă, pace sufletului meu, și sunt liber, fericit prin al său har. Inima mea cânte azi cântarea, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă ca acei din Valea Plângerii. Cât de multă viață aflu drumul cel adevărat, cândva să-mi ia păcatul dureros. Am aflat că El osinda la Golgota purtat, și-am venit atunci la cruce bucuros. Inima mea cânte azi cântarea, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cânte ca acei din Valea Plângerii. Pace. Astăzi, la ora de rugăciune, am citit Psalmul 117, care spune așa: Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Amin. Și Isaac ne-a povestit cum la școală, când se întreba studenții care ce-au citit dimineața respectivă, de fratele Daniel, fiecare student, de cele mai multe ori, acesta este psalmul de care este amintit de fiecare dată, pentru că este cel mai scurt și probabil că ei pot să-l citească în drum spre clasă. Dar el ne spunea cum acest psalm este împărțit în două versete și fiecare verset, primul verset, vedem că suntem îndemnați să-L laudăm pe Domnul, ca toate popoarele să-L laude pe Domnul, toate neamurile, și apoi în versetul 2 ne se arată de ce trebuie să-L laudăm. Și ni se spune că să-L laudăm pentru că bunătatea Lui față de noi este mare și de asemenea pentru că credincioșia Lui ține în veci. Acest psalm a fost scris ca un fel de sărbătorire a faptului că poporul evreu a fost scos din captivitatea Babilonului. Este o celebrare a faptului că ei au fost scoși de acolo și au celebrat faptul că Dumnezeu este bun față de ei și pentru că și-a ținut promisiunile față de ei, scoțându-i de acolo. Nu este la demirare faptul că și Pavel folosește acest psalm ca și un îndemn în Romani, în capitolul 15, când spune că dragostea lui Dumnezeu și jertfa lui Hristos pe cruce este pentru toate neamurile și pentru toate popoarele. Și într-un fel este ca o prefațare a faptului că într-o zi Dumnezeu, în bunătatea Lui, va trimite un Mântuitor care să moară pentru păcatele noastre, care să ne aducă înapoi în acea relație cu Dumnezeu
și arată faptul că și neamul, adică noi, putem să venim în fața lui Dumnezeu curați și sfinți, fără nicio pată. Aș vrea în continuare când să ne ridicăm și să continuăm să lăudăm pe Domnul, în primul rând față de bunătatea Lui și în al doilea rând pentru credincioșia care El ne-o arată în fiecare zi prin promisiunile Lui. Haideți să ne ridicăm și să lăudăm pe Domnul. Te laudă sufletul meu, Doamne, pentru îndurările Tale, pentru bunătatea Ta, pentru dragostea Ta nemărginită față de mine și față de noi toți. Te binecuvântăm, Doamne, și Te rugăm să fii prezent în mijlocul nostru, să ne vorbești în ziua de astăzi și să ne ajuți ca în toate să lăudăm și să trăim după voia Ta. Amin. Amin. Te rog și eu, Tată bun, să primești toată mulțumirea și lauda inimii mele pentru bunătatea și credincioșia pe care ți-o manifesti neîncetat în viața mea și acasă mele. Amin. Doamne, venim înaintea Ta să lăudăm numele Tău. În comparație cu poporul Tău de atunci, dacă ei lăuda numele Tău, noi avem și mai mult motiv, având la bază jertfa Domnului Iisus, care ne-a adus mântuirea și care prin învierea Domnului Iisus ne-a socotit neprihăniți. Îți mulțumim, lăudăm și cinstim numele Tău și ajută-ne ca cu casele noastre, cu poporul Tău, inima noastră, să fie în orice moment gata să-ți aducem toată slava și toată cinstea în veci. Amin. Amin. Te laud, Doamne, pentru că pot să fiu și eu în casa Ta, să laud numele Tău împreună cu frații mei. Te laud, Doamne, pentru bunătatea și credincioșia Ta față de mine. Ajută-mă, Doamne, ca și eu să-ți rămân credincioasă și ascultătoare până la capăt și numele Tău să fie slăvit și glorificat în viața mea și în viața noastră a tuturor. Amin. Amin. Doamne, Tatăl nostru care ești în cerul, îți mulțumim, ne închinăm în fața Sfințenii Tale și Te lăudăm pentru îndurarea în care ne-ai păstrat în viața aceasta, pentru că zi de zi ne-ai binecuvântat cu prezența Ta. Îți mulțumim pentru că ești la lucru în viețile noastre și cu Tine nu avem de ce să ne temem. Doamne, Te rugăm pentru cei scumpi sufletelor noastre care nu sunt cu noi aici, sunt departe, cercetează și binecuvântă și ajută-i, Doamne, să-ți fie mulțumitor în suferința lor. Te rugăm, binecuvântă-ne și în ziua de astăzi și ajută-ne ca prin cuvântul Tău să înălțăm numele Tău. În numele Domnului Iisus Te rugăm toate acestea. Amin. Doamne, primește mulțumirea mea și închinarea mea pentru că ești un Dumnezeu așa de bun și de îndurător și credincios față de copiii Tăi. Îți mulțumesc că Ți arăți credincioșia și bunătatea față de mine în fiecare zi, chiar dacă eu nu merit. Te rog, curățește-mă, sfințește-mă și ajută-mă ca să-ți rămân credincioasă Ție, indiferent de lucrurile pe care Tu le îngădui în viața mea. Amin. Amin. Doamne, care ești în cer, îți mulțumesc și pentru cuvântul Tău, Doamne. Ajută-mă să mă păstrez curat, Doamne. Te rog să binecuvântezi familiile noastre, Doamne, și în mod special Te rog pentru cei bolnavi care în diverse motive nu pot să vină la casa Ta, Doamne. Să intrăm să toți ești, Doamne, și pe frații în vârstă, Doamne, care au probleme, Doamne, să le dai și lor sănătate. Iar în mod personal, Te rog pentru copiii noștri, Doamne, care încă nu Te-au cunoscut, iar cei care s-au depărtat să se întoarcă la Tine. Amin. Doamne, Tată, care ești în ceruri, vreau să laud și eu numele Tău în dimineața aceasta, în mijlocul copiilor Tăi. Îți mulțumesc pentru că ești mare și puternic și îți mulțumesc că ești Tatăl meu. Îți mulțumesc că Te grijești de mine în fiecare clipă. Doamne, Te rog și eu pentru cei care s-au hotărât să intre în apa botezului. Te rog în special pentru Ricii, Doamne, ca Tu să-L ajuți să rămână statornic, Doamne, da, și Doamne, pentru toți ceilalți care sunt copiii bisericii. Te rog, Doamne, ca Tu să îi ajuți pe cale și îți mulțumesc că numai prin Tine suntem ce suntem. Te slăvești, Te laud. Amin. Te binecuvintez, Tată Ceresc, pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, în care Ți-ai arătat dragostea față de noi, păcătoșii, când nu meritam. Îți mulțumesc pentru credincioșia Ta, pentru toți acești ani când ne iubești și ne ierți și ne primești la Tine. Îți mulțumesc, Doamne, pentru dimineața aceasta, că putem să stăm înaintea Ta și să ne închinăm înaintea Ta. Vreau să-Ți aduc laudă Ție. Vreau, Doamne, să Te rog să-L binecuvintezi pe Virgil și lucrarea la care L-ai chemat. Te rog frumos să-L întărești. Te rog de asemenea pentru fiecare frate care se ridică în numele Tău ca să vestească cuvântul Tău cel sfânt. Te rog să dai har în acest loc și în orice loc în care este chemat numele Tău. Te rog pentru tineretul casei Tale să-i întărești și să-i ajut să rămână statornici pe calea Ta
aducându-ți slavă prin viața lor. Îți mulțumesc pentru credincioșia ta și dragostea ta, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Te laud și îți mulțumesc eu din toată inima pentru măreția ta, pentru că ești un Dumnezeu mare și minunat. Îți mulțumesc pentru credincioșia ta și pentru dragostea în care m-ai cuprins și pe mine. Doamne, te rog așa de mult și eu pentru tinerii care te vor mărturisi în apa botezului. Doamne, cercetează-i tu și ajută-i să fie conștienți de importanța actului acesta. Doamne Iisuse, te rog, întărește și ajută-i, Doamne, să rămână statornici pe cale. Te rog în special pentru James lucrul acesta. Te rog, binecuvintează în continuare toți tinerii bisericii, binecuvintează familiile bisericii și toți cei care se ridică în numele tău. Amin. Amin. Doresc să laud și eu numele tău cel mare și sfânt, Tată, care ești în ceruri, împreună cu frații și surorile mele în dimineața aceasta, pentru că ți-ai întins bunătatea ta și peste toată casa mea, lăsând mântuirea să intre în ea. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu ești Domnul nostru, ne iubești și noi beneficiem de acest exces de bunătate pe care Tu ți-l arăți față de noi zi de zi. Doamne, îți mulțumesc în același timp și pentru credincioșia care ți-ai arătat-o față de mine. Mulțumesc că îți ții promisiunile tale din cuvântul tău. Doamne, te rog să-ți faci desăvârșită lucrarea în viața mea. Te rog să mă sfințești, să mă curățești, să mă pui într-o stare după voia ta, Doamne. Te rog așa de mult ca să binecuvintezi ziua de astăzi în continuare, să binecuvintezi strângerea noastră la oaltă, să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să ne cerceteze pe fiecare în parte prin cuvântul Tău și te rugăm să ne sfințești prin cuvântul Tău. Amin. Tată Ceresc, te laud și eu pentru că ești bun și credincios și ajută-mă, Doamne Iisuse, ca și eu să fiu la fel ca Tine. Amin. Amin. Iubite Tată din ceruri, numele Domnului Iisus, Doamne, îți mulțumesc și eu, Doamne, că în îndurarea Ta, Doamne, m-ai scos din robia păcatului, Doamne, și m-ai dus la lumină, Doamne, și mi-ai arătat adevărul, Doamne. Te rog, ajută-mă ca toată viața mea, Doamne, să Te laud și să-ți mulțumesc, Doamne, pentru mântuirea pe care mi-ai dat-o, Doamne. Te rog și eu, Doamne, pentru cei bolnavi și aș vrea să Te rog în mod special pentru fratele Babi, Doamne. Te rog, Doamne, ca să-ți întinzi Tu mâna Ta asupra lui, Doamne, să-i mai dai, Doamne, putere, Doamne, și să Te poată sluji cu toată dragostea și îndurarea. Amin. Tată Ceresc, și eu îți mulțumesc pentru bunătatea Ta față de mine. Mulțumesc pentru jertfa Domnului Iisus, care e valabilă pentru toți oamenii și pentru noi și pentru mine. Te slăvesc și îți mulțumesc, Doamne, pentru că bunătățile Tale s-au înnoit și în această dimineață. Revarsă, Te rog, binecuvântarea Ta peste noi toți, Doamne. Mulțumesc și Te laud pentru cei care s-au hotărât pentru botez, pentru că i-ai făcut să se hotărească să-și predea viețile în mâna Ta, pe ca și alții să-i urmeze și să slujească de laudă slavei Tale, Doamne. Te slăvești și îți mulțumesc. Amin. Și eu mă închid înaintea Ta și îți mulțumesc pentru bunătatea Ta care se înnoiește față de mine zi de zi. Doamne, te rog să mă ies de orice stare care nu-i după voia Ta în viața mea. Te rog să mă curățești și te rog să mă pun într-o stare după voia Ta. Te rog să vezi harul Tău peste noi și în această zi, Doamne, și să binecuvântezi lucrarea Ta în această biserică și vrem ca Tu să fii binecuvântat în toate. Amin. Amin. Doamne, Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumesc și eu ca și frații mei pentru bunătatea, îndurarea, dragostea și răbdarea care o ai față de mine și față de noi toți. Te rog, Doamne, să mă ajut și pe mine ca să arăt aceleași lucruri față de semenii mei, Doamne. Și Te mai rog pentru bătrânii casei Tale, Doamne, pentru ai noștri dragi, Doamne, care sunt în vârstă. Îndură-Te, Doamne, întărește-i Tu, Doamne, în Duhul și îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin. Te laud și eu în această dimineață pentru că Ți-a arătat bunătatea și credincioșia față de mine și casa mea. Ajută-mă să am o atitudine potrivită pentru ca să fiu recunoscător pentru aceasta. Trebuie să mă ajuți ca să am această bunătate și eu mai departe pentru cei din jurul meu. Să fiu credincios și să mă țin în credință. Trebuie să binecuvântez biserica aceasta, trebuie să binecuvântez pe frați, pe surori. Te rog ca să întărești tot ce s-a slăbit în inimă celor care sunt zdrobiți, apăsați, bolnavi, năcăjiți, lipsiți. Te rog pentru cei care sunt în primejdie, trebuie să ai milă de ei, Doamne, să protejezi Tu și să alegi bunătatea și credincioșia Ta. Să privim către Tine și mulțumim că Tu ne binecuvintezi. Apoi te rog să binecuvintezi în mod deosebit pe James, să-l păstrezi credincios, să-l binecuvintezi și să ajută să te slujească, să te iubească. Și îți mulțumim pentru că
ne vei purta de grijă și ne vei întări pe calea ta. Numele Domnului Iisus te-a rugat. Amin. Amin. Doamne Tată Sfânt, îți mulțumesc, Doamne, și eu pentru bunătatea Ta, pentru dragostea Ta care ți-o reverși în fiecare clipă asupra noastră, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu te îngrijești de toate nevoile noastre, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tinerii care te vor mărturisi în apa botezului. Te rog, Doamne, să-i binecuvântezi pe fiecare în parte. Te rog în special pentru Andrei, Doamne, să-l ajuți, Doamne, să te urmeze toată viața lui și să te slujească pe Tine. Amin. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Te laud, Tată Sfânt, și îți mulțumesc pentru îndurarea Ta cea mare, care a avut-o față de mine, Doamne, și familia mea, Doamne, te laud că m-ai făcut copilul Tău, Doamne, și prin Domnul Iisus, Doamne, m-ai înfiat, Doamne, te rog, ajută-mă, Doamne, să trăiesc la înălțimea chemării Tale. Te rog, binecuvântă biserica noastră, Doamne, binecuvântă, Doamne, cei bolnavi, Doamne, te rugăm să te atingi de ei, Doamne. Te rog, binecuvântă Tu, Doamne, cuvântul Tău care va fi vestit aici și ne ajută să trăim, Doamne, așa cum vrei Tu, Doamne, fii slăvit de toate. Amin. Mulțumesc, Tată din cer, pentru dimineața aceasta când mă aflu în casa Ta. Doresc, Doamne Iisuse, ca viața mea să fie o laudă la adresa numelui Tău. Doresc, Doamne, să ne îmbraci și astăzi în puterea Ta, Doamne, să ne dai cuvântul din cuvântul Tău, Doamne. În mod special te rugăm să ne binecuvintezi copiii și tineretul casei Tale, Doamne. Și în dimineața aceasta îți aduc pe Virgil și familia lui, Doamne. Binecuvintează-i, Doamne, cu tot ce au nevoie. Și Tu să fii slăvit în toate. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău în mijlocul nostru și în dimineața aceasta. Mulțumim pentru această zi de har de care ne-ai făcut parte să fim împreună la părtășie prin prezența Duhului Tău cel Sfânt. Te rog acum, Doamne, să binecuvintezi lucrarea Evangheliei Tale în lungul și în latul pământului. Te rog, Doamne, să binecuvintezi în mod deosebit frații noștri musulmani care trec prin persecuție, Doamne, să fii alături de ei, să-i întărești în Duhul Tău, să-i însoțești pe cărarea vieții Tale. Te rog să binecuvintezi și țara noastră, să fii alături de frații noștri, surorile noastre, de copiii noștri de acolo. Doamne, îndură-Te de ei și lasă ca îndurarea Ta și bunătatea Ta să cuprindă, Doamne, toate marginile pământului. Te rugăm să binecuvintezi și pe cei care și-au dedicat viața pentru ca să vestească Evanghelia Ta înaintea celor care nu Te cunosc. Binecuvintează toți misionarii noștri, Doamne, și mulțumim că vei face lucrul acesta la vremea potrivită în fiecare persoană. Amin. Te laud și îți mulțumesc, Tată, că ne-ai mai dat o zi, îți mulțumesc pentru bunătatea Ta, pentru dragostea Ta. Te rog să mă ierți că de atâtea ori întristez fața Ta, Doamne, te rog să mă curățești, să mă pui într-o stare plăcută Ție și te rog să ne dai bucurie în această zi, să te lăudăm pe Tine cu inima veselă, Doamne, și dorim ca numele Tău să fie slăvit de către noi și de către toți acei care ne înconjoară. Amin. Amin. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, Te slăvesc pentru că Tu ești Părintele nostru și susținătorul vieții noastre în fiecare zi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru multele binecuvântări pe care Tu le revești asupra noastră și îți mulțumesc personal pentru că Tu ai fost cu mine de-a lungul vieții mele, nu m-ai lăsat să cad, Doamne, și m-ai ridicat atunci când am avut nevoie să fiu ridicat. Doamne, îmi credințez în continuare viața mea a Ta și Te rog, Doamne, ca să ajut ca să Te onorez pe Tine în fiecare zi a vieții mele, împreună cu familia mea și cu biserica din care fac parte. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile și să lăudăm pe Domnul cu o strofă într-o cântare. O, de-aș avea eu limbi o mie și mii de buze să cuvânt. O, de-aș avea eu limbi o mie și mii de buze să cuvânt pe tonul bio armonie spre slava celui purul sfânt. I-aș mulțumi de ce-a făcut cu mine Fiul cel pierdut. I-aș mulțumi de ce-a făcut cu mine Fiul cel pierdut.
Iar sună glasul meu tare, să se aude până la cer, căci sângele-mi ca-ntr-o vâltoare se zbate, Doamne, când te cer. De-ar fi toată suflarea mea unim spre închinarea ta. De-ar fi toată suflarea mea unim spre închinarea ta. Psalmul 117, această poezie a fost scrisă de poporul evreu atunci când a ieșit din captivitatea Babilonului și a fost scris ca și o mărturie a faptului că Domnul este bun și este credincios promisiunilor care El le-a făcut evreilor. Și faptul că avem astăzi națiunea Israelului în mijlocul a milioane de oameni care în orice clipă le-ar vrea răul, este de asemenea o mărturie a faptului că Domnul este bun față de ei și Domnul este credincios promisiunilor care El le-a făcut lui Avram, Isaac și lui Iacov. Însă cu atât mai mult, faptul că noi suntem astăzi aici împreună, înaintea lui Dumnezeu, ca și frați și surori în Hristos, fără păcat, este o mărturie a faptului că Domnul este bun și că Domnul este credincios promisiunilor care El ni le-a făcut nouă, că într-o zi ne va trimite un răscumpărător care va muri pentru noi, care se va jertfi pe cruce, pentru ca noi să putem să stăm drepți în fața lui Dumnezeu. Înainte să ne ridicăm, aș vrea să aducem în rugăciunile noastre și pe sora Emanuela Icătoiu. Ea este membru în Biserica Agape din Ploiești și a fost implicată în multe misiuni pe termen scurt în țări precum Angola, Egipt și China. Anul acesta ea se află în Republica Africa de Sud, unde se pregătește pentru a intra în lucrare pe termen lung și aici, pe lângă școala care o face sau unde activează acum, este implicată și în foarte multe slujiri acolo. Aș vrea ca să ne ridicăm, să continuăm să lăudăm pe Domnul pentru faptul că El este bun, pentru credincioșia Lui și de asemenea să o amintim pe sora Emanuela, să ducem înaintea Domnului. Ție m-ai închin, Tată din ceruri, pentru că Tu ești Creatorul meu și Dumnezeul meu. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru familia mea și pentru mine. Te rog să binecuvintezi pe toți cei care te caută cu inima sinceră și cu durere. Te rog să binecuvintezi pe cei bolnavi. În această dimineață îți aducem în mod deosebit pe sora Emanuela Icătoiu ca să-i dai înțelepciune, putere, ca să asculte de cuvântul Tău. Și îți mulțumim pentru că cuvântul Tău nu va pleca neroditor astăzi din inimile noastre. Amin. Amin. Mulțumesc și eu, Tată, că durerile Tale nu s-au sfârșit și bunătatea Ta n-a ajuns la capăt față de noi, cele noi. În fiecare dimineață. Mulțumesc, Doamne, că putem să fim prezenți la cuvântul Tău în această zi și că ne-ai dat har. Te rog, Doamne, personal să mă iert pentru atunci când m-am odonat numele Tău și să mă ajut, Doamne, să mă sfințesc în fiecare zi, eu și casa mea, Doamne, și te rog și pentru cei care sunt plecați în misiune, în special pentru Emanuela, Doamne, în această dimineață să vii cu ea, să o însoțești, să-i dai putere, să-i dai har, Doamne, și să o binecuvintezi în tot ce are nevoie. Amin. Doamne, prin cuvântul Tău ne vezi să îndrăznim înaintea Ta și mulțumim pentru că Domnul Iisus ne-a învățat cum să ne rugăm și să cerem în numele Lui. Doamne, venim în numele Domnului Iisus în dimineața aceasta să Te atingi de viețile noastre fiecăruia în așa fel încât să plecăm întăriți în omul din lăuntru. Doamne, Ți aducem înainte și problemele care sunt. Te rog, Doamne, pentru Dănuț să-L întărești în spital acolo unde ești. Binecuvintează pe sora mea, binecuvintează pe nepoata mea cealaltă, pe nepotul meu celălalt. Doamne, Te rog să Te înduri de adunarea noastră de bolnavi care sunt aici, de fiecare în parte. Doamne, avem atâtea nevoi, dar mulțumim că Tu ești credincios făgăduințelor Tale și cuvântul Tău nu se întoarce la Tine fără rod. Fă să strălucească slava Ta și în dimineața aceasta prin înmulțirea și ținerea promisiunilor Tale. În numele Domnului Iisus Te rugăm și îți mulțumim, Tată. Amin. Tată Ceresc, venim în această dimineață cu mulțumirile noastre, cu recunoștința noastră pentru tot ce ești pentru noi. Tu ești Domnul mântuirii noastre și îți mulțumim
Tată Ceresc, te rugăm pentru toți ai noștri care sunt nemântuiți. Deschide-le ochii ca să vadă dragostea și bunătatea ta și să se întoarcă la tine. Te rugăm ca dragostea, bunătatea și îndurarea să ne însoțească în toate zilele vieții noastre. Te rugăm și astăzi, vorbește-ne prin cuvântul tău și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Tată, laud numele tău și în dimineața aceasta și îți mulțumesc că bunătatea ta s-a răspuns peste mine, Doamne, și casa mea, Doamne, și te rog și în această dimineață, Doamne, să ne sfințești, Doamne, pe toți împreună, Doamne, și te rog să binecuvântezi cuvântul vestitorii tăi, Doamne, și în mod deosebit, mă rog pentru Emanuela să o întărești în credință, Doamne, și să o păzești. Amin. Amin. Te laudă și sufletul meu, Părinte Ceresc, ești un Tată bun și iubitor. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate bunătățile tale care le înnoiești în fiecare zi pentru noi. Te rugăm, Doamne, să te înduri de cei care sunt bolnavi. Te rog, Doamne, în mod deosebit pentru Lucreția, să fii cu ea acolo în spital unde se află. Te rog, Doamne, pentru ceilalți bolnavi ai casei tale, pe fiecare în parte să-i mângâi acolo unde sunt, pe cei care sunt în vârstă și neputincioși, Doamne. Te rog pentru fiecare în parte să-i ajuți Tu, Doamne, să te poată slăvi din toată inima. Dă-le Tu, Doamne, bucuria de care au nevoie. Te rog, Doamne, în mod deosebit pentru sora Emanuela, să o binecuvintezi cu tot ce are ea nevoie și pe noi toți, Doamne, ajută-ne să te slujim cu o inimă plină de recunoștință pentru Tine. Amin. Amin. Mă închin, Doamne, și înaintea Ta și îți mulțumesc, Doamne, că din nou suntem în casa Ta, la cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, să primim cuvântul Tău și să prețuim, Doamne, cuvântul Tău. Te rog, Doamne, să binecuvântezi pe toți acei care se ostenesc în lucrarea Ta. Te rog să binecuvântezi pe Virgil, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvântezi pe Emanuela, Doamne, să-i dai putere și înțelepciune. Să vestească cuvântul Tău. Te rog, îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ești bun și credincioșia și Ta ține în veci. Mulțumesc, Doamne, că îndurarea Ta ține din neam în neam. Te rog, Doamne, să te înduri de toți bolnavii din biserica noastră. Amin. Amin. Doamne, te laud pentru bunătatea Ți mare și pentru credincioșia care Ți-a arătat-o față de mine. Te rog, Doamne, să întărești pe sora Emanuela și să-i dai bucurie în tot ce face. Te rog pentru sănătatea sorei Lucreția, a lui Eremia, a mamei, pentru verișoarele mele, Cornelia și Marcela, și îți mulțumesc. Amin. Amin. Doamne, fiecare am experimentat bunătatea, dragostea Ta, îndurarea Ta în viețile noastre. Ajută-ne, Doamne, și pe noi să avem întotdeauna o inimă mulțumitoare și să nu uităm niciuna din binefacerile Ta. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm și îți mulțumim. Amin. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru dragostea Ta nemărginită care o areți în fiecare clipă din viețile noastre, Doamne. Te rugăm, Doamne, să te înduri și de cei dragi din familiile noastre care nu te cunosc pe Tine, Doamne. Te rog să te înduri de mama mea, Doamne, atâta timp cât ușa harului mai este deschisă. Doamne, te rog și pentru slujitorii cuvântului Tău, Doamne, să le dai Tu putere, Doamne, să vestească cuvântul Tău aici și pretutindeni, Doamne, și prin puterea Ta să aducă roadă, Doamne. Te rog pentru Emanuela, Doamne, să fii Tu nădejdea ei, indiferent prin ce va trece, și toată lucrarea care o va face să fie spre slava și gloria numelui Tău. În numele Domnului Iisus Te-a rugat și Îți mulțumesc. Amin. Doamne, vin și înaintea Ta în dimineața aceasta și datorită dragostei Tale, bunătății Tale, sunt aici și pot să Te mai laud. Doamne, binecuvintează ziua de astăzi, cuvântul Tău, și fă ca cei ce învățăm și ascultăm de cuvântul Tău să căutăm să-L trăim în viața noastră. Amin. Amin. Doamne, Îți mulțumesc că pot să fiu în fața Ta și pot să-Ți mulțumesc pentru mila Ta, pot să-Ți mulțumesc pentru bunătatea și grija care mi-o arăți zi de zi asupra mea și asupra familiei mele. Te rog, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt ca să ascult astăzi cuvântul Tău, ca să-L înțeleg, ca să aplic în viața mea. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, primește rugăciunea mea de mulțumire, pentru că biserica Ta suntem din nou la Crăciun. Îți mulțumesc pentru că pot să fiu și eu în locul acesta. Îți mulțumesc, Tată din cer, pentru încercările prin care am trecut, pentru că toate fac după voia Ta,
ca să mă aveți greșele din viața mea. Îți mulțumesc pentru credincioșia și dragostea ta care ți-a arătat. De aceea călăuzește-ne tot mai mult în adevărul tău. Amin. Amin. Tată bun de ceruri, îți mulțumesc că m-ai ajutat în dimineața aceasta să pot să fiu în casa ta. Îți mulțumesc pentru măreția ta, pentru credincioșia ta și pentru bunătatea ta. Ajută-mă, Doamne Iisus, să trăiesc pe voia ta. Îți mulțumesc pentru toate, Tată din cer, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Tată din cer, îți mulțumesc și eu pentru atotputernicia ta, Doamne, și pentru că Tu ai toate sub control. Te rog, Doamne, să fii cu mine, Doamne, și să mă călăuzești în fiecare zi prin Duhul Tău ce Sfânt. Îți mulțumesc pentru toate în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Încă și eu ne-am chetat, Doamne Dumnezeule, Te laud și îți mulțumesc că și în această dimineață sunt în casa Ta. Mulțumesc frumos, Doamne, pentru dragostea Ta, Doamne, cu care ne înconjori în fiecare zi. Te rog frumos, Doamne Dumnezeule, și nouă să ne dai dragostea, Doamne, de care avem atâta nevoie. Te rog frumos să binecuvintezi, Doamne, și familia mea în întregime, copiii mei. Te rog să-i păstrezi în harul Tău. Te rog, Doamne, și eu pentru, Doamne, sora Manuela, să o binecuvintezi, să-i dai înțelepciune, Doamne, și să o ajut în toate problemele ei. Doamne, Tu știi și cunoști toate problemele noastre, pentru că totul este descoperit, gol și descoperit înaintea Ta. Te rog să mă ajuți, Doamne, în tot ceea ce am de făcut. În numele Domnului Iisus te rog. Amin. Amin. Doamne, și eu mă închin această zi înaintea Ta și Te rog să dai har și îndurare, să ne putem bucura în prezența Ta. Apoi vreau să mă rog pentru Daniel și lucrarea care o face în România prin ce sportiv. Această săptămână să fie o săptămână importantă, Doamne, trebuie să dai har și să cercetezi pe mulți conducători de federații. Amin. Amin. Tată care ești în cer, Doamne, mă închin înaintea Ta cu mulțumire și laud numele Tău cel Sfânt. Să fie preamărit numele Tău în mijlocul nostru în ziua de astăzi. Te rugăm, Tată Ceresc, Doamne, să ne dai unitate după dorința care a avut-o Domnul Iisus în rugăciunea Lui înaintea Ta. Te rugăm să Te atingi de cei care nu Te cunosc și pe care îi avem pe inima noastră. Aș vrea o special să rog pentru cei din familia mea, Doamne, și pentru Nicu Baian, Doamne, Te rog frumos în numele Domnului Iisus să Te descoperi și lor. Îți mulțumesc pentru cei care Te slujesc și Duc Evanghelia mai departe. Te rog să-i întărești, să le dai roadă și mă special mă rog pentru sora Emanuela. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Te lăudăm în dimineața aceasta, Tată, că ești plin de dragoste și de har. Mulțumim că avem încă o zi de har. Învață-ne, Doamne, să umblăm înaintea Ta cu bucurie, cu credincioșie și în așteptarea venirii Mirelui, care este gata să vină. Te rog frumos, îndură-te de cei dragi. Trezește Duhul de neprihănire, Doamne, și o dragoste neînfocată care să Te aștepte pe Tine. Mulțumim pentru puterea Ta pe care o ai și Te lăudăm în toate. Amin. Amin. Mulțumesc și eu, Doamne, Tată, că sunt în casa Ta și cu bucurie mă închin înaintea Ta și Ți-aduc mulțumire și slavă Ție. Doamne, Te rog și eu pentru toți cei bolnavi să Te atingi de ei și să-i ridici din suferință. În mod special Te rog pentru Lucreția să o întărești și să o aduci din nou în mijlocul nostru. Te rog, Doamne, pentru Emanuela să o pregătești Tu ca să-Ți slujească cu credință și să aibă biruință în toate. Amin. Amin. Bine, haideți să încheiem această oră de rugăciune cu rugăciunea domnească Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă cele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Ocupăm locurile și lăudăm pe Domnul pentru cântare. Haideți să rămânem la aceeași cântare care am cântat mai înainte, să cântăm următoarele două versete. De ce tăcesc puteri a mele? De ce tăceți puterea mele? Mai sus, mai sus, zburați mai sus.
Iisus și Domnului slujiți cu cinste, drept mulțumire lui Iisus. Așa sufletul, trupul meu să servească pe Dumnezeu. Așa sufletul, trupul meu să servească pe Dumnezeu. Cine ta voi ție, Doamne, imnul, cât voi putea rosti cuvânt, și jertfa bucuriei mele ți-aduc cât voi fi pe pământ. Când buzele nor mai putea, suspinul meu te-a lăuda. Când buzele nor mai putea, suspinul meu te-a lăuda. Mă bucur să fiu din nou la rândul cetei noastre la slujire și la școala duminicală. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că încă o zi ne-a dat acest har de a fi împreună la cuvântul Lui și particip de un timp la aceste lecții de școală duminicală și vreau să vă mărturisesc că este una dintre cărțile care mi-a fost foarte greu și mi-este foarte greu să nu neapărat să o studiez, pentru că n-am nici pregătirea, nici înțelegerea necesară, dacă vreți să vă spun lucrul ăsta, dar să mă gândesc la ea. De ce? Pentru că nu știu dacă e din cauza vârstei, când adunăm ani, ne gândim la suferință într-un mod mai diferit. Și sunt relativ tânăr, dar să știți că nu trebuie să fii bătrân să te identifici cu suferința. Este o idee greșită, nu știu de unde este transmisă, dar nu trebuie să fii bătrân să te identifici cu suferința, să știți. Am întâlnit copii și cunosc copii care au suferit foarte mult și nu erau bătrâni. Și aș vrea să venim în această zi cu această dorință pe care a exprimat-o Iov, ca cineva să poată să înțeleagă suferința și să-l ajute să treacă prin ea. Lecția de astăzi se cheamă Condamnare pe baza prejudecăților. Eu am prejudecăți, să știți, și mă confrunt cu ele. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu mă las așa, dar știți ce am văzut? Modalitatea prin care le schimb în viața noastră sau ne face să creștem este prin suferință. Frați și surori, întotdeauna credința este da și amin, credința ne dă putere, credința ne dă har, credința ne dă îndrăzneală. Nu sunt, întotdeauna când mă gândesc la viitor, mă gândesc cu anticipație la ceea ce poate să facă Dumnezeu, dar nu putem să scăpăm de suferință. Aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, este un text mai lung. Să știți, este din capitolul 11 până în capitolul 14. Am ales să citim doar două capitole, capitolul 11 și capitolul 13. Și aș vrea să avem o citire mai lungă, aș vrea ca un frate să citească primul capitol, capitolul 11, și apoi o soră să citească capitolul 13.
Țofar din Naama a luat cuvântul și a zis: să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns și să creadă limbutul că are dreptate? Vor face vorbele tale deșerte pe oameni să tacă? Și îți vei bate joc de alții fără să te facă cineva de rușine? Tu zici: felul meu de a vedea este drept și sunt curat în ochii tăi. A, de-ar vrea Dumnezeu să vorbească, deși ar deschide buzele să-ți răspundă și de ți-ar descoperi tainele înțelepciunii lui, ale înțelepciunii lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ți răsplătește totuși după fără de legea ta. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile îi de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, cât ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Dacă apucă, dacă închide și cheamă el la judecată, cine îl poate opri? Căci el cunoaște pe făcătorii de rele, vede ușor pe vinovați. Omul, dimpotrivă, are minte de nebun și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El. Depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cordul tău. Și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără frică. Îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți mai va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit. Te vei culca și nimeni nu te va tulbura și mulți vor umbla după bunăvoința ta. Dar ochii celor răi se vor topi, ei n-au loc de scăpare. Moartea, iată nădejdea lor. Mulțumesc. O soră, vă rog. Capitolul 13. Iată, ochiul meu a văzut toate acestea. Urechea mea a auzit și a luat seama. Ce știți voi? Știu și eu. Nu sunt mai pe jos decât voi, dar vreau să vorbesc acum celui atotputernic. Vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu, căci voi sunteți niște făuritori de minciuni, sunteți cu toții niște dofturi de nimic. Oh, te-ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat. Acum ascultați, vă rog, apărarea mea și luați aminte la răspunsul buzelor mele. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-L apărați? Vreți să țineți cu El și să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreți să-L înșelați cum înșelați pe un om? Nu, nu, ci El vă va osândi. Dacă în ascuns nu lucrați decât părtinindu-L pe El, nu vă înfricoșează măreția Lui și nu cade groaza Lui peste voi? Părerile voastre sunt păreri de cenușă, întăriturile voastre sunt întărituri de lut. Tăceți, lăsați-mă, vreau să vorbesc. Întâmplă-mi-se ce mi se-ar întâmpla. În voi lua carnea în dinți și îmi voi pune viața în joc. Da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apăra puterea în fața Lui. Chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăznește să vină înaintea Lui. Ascultați, ascultați cuvintele mele, luați aminte la cele ce voi spune. Iată-mă, sunt gata să-mi apăr pricina, că știu că am dreptate. Are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci, tac, și vreau să mor. Numai două lucruri făm și nu mă voi ascunde de fața ta. Trageți mâna de pe mine și nu mă mai turbura cu groaza ta. Apoi cheamă-mă și îți voi răspunde. Sau, lasă-mă să vorbesc eu și răspundem tu. Câte fără de lege și păcate am făcut, arată-mi cărările de lege și călcările de lege și păcatele mele. Pentru ce îți ascunzi fața și mă iei drept vrăjmaș? Vrei să mă lovești? Vrei să lovești o frunză suflată de vânt? Vrei să urmărești un pai uscat? Pentru ce să mă lovești cu suferințe amare și să mă pedepsești pentru greșeli din tinereață? Pentru ce să-mi pui picioarele în butuci, să împândești toate mișcările și să pui hotar pașilor mei, când trupul meu cade în putrezire ca o haină mâncată de moli. Amin. Mulțumesc. Aș vrea să ne ridicăm și să cerem ajutorul lui Dumnezeu.
Tatăl nostru care ești în cerul, vin această zi înaintea Ta și, Doamne, prin credință aș vrea să-ți mulțumesc că suferința este calea pe care Tu ai ales-o pentru Fiul Tău să-L desăvârșești, Doamne, și știu că, așa cum ne învață cuvântul Tău, suferința poate să fie o binecuvântare așa de mare și pentru noi, Doamne, Te rog și pe mine să mă ajuți ca prin credință să înțeleg și să accept acest lucru, Doamne, să mă pot identifica cu suferința care există în trupul Tău, Doamne, și în același timp, atunci când o îngânduiești în viața mea, să vorbesc cu Tine așa cum a vorbit Iov. Te rog să Te binecuvântești și să-mi dai și frați și surori și să ne dai care să ne poată ridica și ajuta atunci când suferim din pricina neprihănirii și atunci când suferim și din pricina că am făcut decizii greșite, Doamne. Te rog să dai Tu har și îndurare și înțelepciune să putem să fim ridicați. Amin. Luați loc, vă rog. Cuvântul de aur se găsește în Iov, în capitolul 12, în versetul 4, și spune așa: Eu sunt de bajocura prietenilor mei când cer ajutorul lui Dumnezeu, dreptul, nevinovatul, de bajocoră. Sincer să vă zic, nu știu ce să vă... N-am prea multe cuvinte de spus. N-am, pentru că v-am spus, suferința e ceva pe care nu pot să o înțeleg prea bine decât atunci când trec prin ea. Nu pot să vă descriu. Dar citind cuvintele Scripturii învățăm foarte mulți, frați și surori. Eu am învățat că în fiecare de noi este acest potențial. Ne putem asemăna foarte mult cu Iov sau să modific. Ne putem asemăna foarte puțin cu Iov sau mă pot asemăna foarte puțin cu Iov și mă pot asemăna foarte mult cu prietenii lui. Aș vrea să ne uităm la obiectivele lecții și aș vrea ca frații și surorile care au dorința să împărtășească și să ne spună ce au învățat de cuvântul lui Dumnezeu să ia în considerație și lucrul acesta. Și primul obiectiv este să învățăm să cultivăm o prietenie duhovnicească cu frații noștri. Apoi, al doilea este să învățăm să nu judecăm pornind de la premize greșite. Și al treilea și nu ultimul este să învățăm să dezvoltăm dorința sinceră de a ne identifica cu suferința care există în trupul lui Hristos. Dacă ați avut dorința să citiți lecția, ați văzut schița cărții. Sunt patru capitole. Primul capitol este discursul lui Țofar și al doilea este răspunsul lui Iov, capitolul 12, 13 și 14. Mă gândesc că e foarte dureros atunci când un frate sau o soră sau oricine altcineva, din dorința de a ajuta și din dorința de a face un lucru bun, ajunge să cadă în cursa celui rău și pornind de la o premisă greșită, ajunge să tragă o concluzie greșită. Și aș vrea să aveți Biblia la îndemână, să vă pun doar câteva întrebări, aș vrea să ne uităm pe text. Și am văzut că și Țofar a căzut în această cursă. A dorit să facă ceva și capitolele în versetul 4 până la 6 din capitolul 11 ne spune ce a vrut să facă. Capitolul
capitolul 11, versetul 4, 5 și 6, spune așa: Tu zici, felul meu de a vedea este drept și sunt curat în ochii tăi. O, de-ar vrea Dumnezeu să vorbească, deși ar deschide buzele să se spundă și de ți-ar descoperi tale înțelepciunii Lui. Ale înțelepciunii Lui nemărginite ai vedea atunci când nu-ți răspătește totuși după fără de legea ta. Care a fost premiza la care Țofar a pornit în această confruntare cu prietenul lui Iov? Că Iov a păcătuit, da? Pe această premiză sau pe această ipoteză se construiește toată teoria lui Țofar, și anume că prietenul lui Iov este un păcătos și că Dumnezeu este bun cu el, că nu îi răspătește totuși și îl mai ajută un pic. Aș vrea să ne uităm și un lucru mi-a plăcut de Țofar, pentru că prezintă o soluție bună pentru cel care dorește să se pocăiască, cu toate că nu era cazul lui Iov. Și a vorbit foarte frumos despre lucrul acesta. Și întotdeauna să știți că oamenii religioși și cei credincioși care cad în această ispită ne prezintă bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu într-un mod foarte, foarte real și foarte adevărat și foarte frumos, dar nu pentru cazul care se potrivește. Și văd pe Țofar cum descrie el restaurarea pe care o poate da Dumnezeu. Și de la versetele 13 până la versetul 20, în capitolul 11, da? Spune că depărtează-te de fără de lege și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără frică, îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Foarte frumos, este adevărat. Nu contest nimic din ceea ce a spus Țofar. Aș vrea acum să ne focalizăm pentru puține minute, 10 minute, aș vrea cel mult să fac prezentarea aceasta, a răspunsului pe care Iov îl dă lui Țofar, a dorinței lui Iov de a vorbi cu Dumnezeu. Și în capitolul 12, de la versetul 1 până la versetul 12, Iov strigă după ajutor. Știind că este nevinovat și că este acuzat pe nedrept, Iov își înfruntă prietenul din perspectiva milei și compasiunii care lipsește acestea pentru cel care este în suferință. Cum se manifestă această lipsă de compasiune? Versetul 4 și 6 al capitolului 12. Vreau să vă uitați în Biblia dumneavoastră. Ce fac prietenii lui când strigă după ajutor? Versetul 5. Dispreță nenorocire, iată zicerea celor fericiți, dă brânci cui alunecă cu piciorul. Dă brânci cui alunecă cu piciorul. S-a transmis ideea asta că cei care sunt în suferință au dreptul la compasiune și la ajutor. Din aceste versete nu înțeleg, nu pot să reconciliez aceste lucruri. Când cineva este în durere și este disperat și este în suferință, se arăți dispreț. Dar nu numai atâta, să-i dai și brânci când îl vezi atunci că este deja culcat la pământ, este deja în nevoie, este deja apăsat și îndurerat. Iov însă știe că în Dumnezeu are un sprijin puternic și că Dumnezeu este atotputernic. În versetele 13, 16 și 22, Iov spune acest lucru. El apelează la atotputernicia lui Dumnezeu pentru a-i se face dreptate. Apoi Iov are o dorință pe care o prezintă în capitolul 13, în primele 12 versete. Are o dorință de a prezenta adevărul. Nu numai că vrea să prezintă adevărul, dar vrea să și confrunte pe prietenii lui și să le spune că ceea ce fac nu este adevărat. Aș vrea să ne uităm la versetele 4, 9 și 12. Cum îi caracterizează Iov pe prietenii lui? Mincinoși, da?
în capitolul 13, versetele 4, 9 și 12, spune așa, că voi sunteți niște făuritori de minciuni, sunteți cu toți niște doftori de nimic. Apoi în versetul 9, dacă vă va cerceta el, va găsi bine oare? Sau vreți să-l înșelați cum înșelați pe un om? Și apoi în versetul 12 spune așa, părerile voastre sunt niște păreri de cenușă, întărăturile voastre sunt niște întărături de lut. Să știți cum citesc Biblia și cum înțeleg atunci când trecem prin durere și înțelegem că suntem nevinovați în fața lui Dumnezeu. Avem dreptul să ne apărăm. Dumnezeu ne dă acest drept. Putem să-l folosim. Durerea lui Iov. Și aș vrea să ne uităm la capitolul 13, la versetele 13 până la 19, și anume 13, 16 și 19. Care este concluzia pe care o putem trage în aceste versete? Sau care este această provocare pe care Iov le adresează prietenului lor? În versetul 13. Apoi 19. Și spune așa, are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci tac și vreau să mor. Ce spune Iov prietenului lor? Vă dau răspunsul pe care l-am pus eu. Spune așa, dacă știți adevărul, spuneți-mi și mie. Dacă chiar știi adevărul despre mine și ce am făcut eu greșit și ce am păcătuit, spune-mi-l. Vino la mine și spune-mi-l. Și așa ar trebui să funcționăm și noi în trupul lui Hristos, frați și surori. Dacă știm ceva care este rău, sau ceva, dacă vedem un frate sau o soră care au păcătuit, cuvântul lui Dumnezeu ne învață ce să facem. Da? Deci Iov are această dorință, spune că dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta sau a făcut ceva, du-te la el. Du-te și vorbește cu el, confruntă. Nu fă din lucrul acesta o pledoarie pentru a justifica bârfa sau dorința de neadevăr. Apoi Iov descrie viața efemeră și își prezintă și durerea pe care o simte atunci când Domnul tace. Să știți că este foarte dureros lucrul acesta și l-am văzut în viața lui Iov. Mă gândesc că în viața fiecărui credincios, atunci când Domnul tace, este dureros. Și vedeți că în capitolul 14, ultimele versete, la versetele 13 până la versetele 22, Iov descrie această durere. Apoi în versetul 13 și 15 din capitolul 14, Iov cere ca Dumnezeu să îl restaureze, pe baza cărui atribut Dumnezeu își întemeiază această Iov își întemeiază această cerere. Și aș vrea să ne întâlnim la versetul 13. O, de mai ascunde în locuința morților, de mai acoperi până îți va trece mânia, de mai rândui o vreme când îți vei aduce iarăși aminte de mine. Și apoi în versetul 15 spune așa, o, atunci m-ai chemat și ce-ați răspunde și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. La ce apelează Iov când se roagă lui Dumnezeu? La care dintre atributele lui? Nu înțeleg. La mila și la dragostea lui, dar spun așa, atunci m-ai chema și ce-aș răspunde și ți-ar fi dor de făptura mâinilor mele. Câteva lucruri și apoi frații care au dorința vor avea cuvântul. Aș vrea ca fratele Sandu să pregătească. Dacă dorește, o să dau lui prima dată cuvânt. Știți ce am văzut citind această lecție? Am văzut că oamenii religioși vorbesc, oamenii credincioși se roagă. E o mare diferență, frați și surori. Oamenii religioși vorbesc, oamenii credincioși se roagă. Oamenii religioși au așa un tipar, au o formă. Păcat că n-am adus-o. E așa un
un pătrat, da? Și să duc de la fiecare la fiecare. Și uitați-vă, uitați-vă la mine și uitați-vă, eu știu, poate la fratele Daniel sau la Virgil. Dar forma aia, dacă nu poate să o bagă, înțelegeți, până ce-i doare, uneori până ce-i curge sânge, până ce-i fărâmă oasele, ei vor să bage forma aia în tine. Ei vor să te facă, țineți minte, oamenii religioși asta vor să facă, nu oamenii credincioși. Ei vor să te bage fiecare să treacă prin același inel. Dacă nu se poate, uneori devin și violenți. O expresie pe care am auzit-o spune așa, că oamenii religioși omoară pentru ceea ce cred. Oamenii credincioși sunt gata să moară pentru ceea ce cred. Mare diferență. Și aș vrea și eu, frați și surori, prin ajutorul lui Dumnezeu, să fiu un om credincios. Să fiu un om care îi place rugăciunea, să fiu un om care îi place părtășia. Și atunci când trece prin suferință, Dumnezeu să-mi dea har să caut fața Lui. Frate Sandu, vă rog. Nu vreau să las să treacă afirmația care a făcut-o fratele Marius nebăgat în seamă. Este foarte important, e adevărat. Una este să fii un om religios și să faci impresie și alta este să fii un om care știi să te dăruiești. Fie că ești un slujitor, fie că oricare creștin. Chiar despre un slujitor m-am gândit la o cugetare care spune că cel care slujește în biserică fără dragoste, la un moment dat devine un dictator. Și indiferent, chiar și în familie, poți să devii un dictator dacă nu e dragoste. Referitor la cartea lui Iov, aș vrea să spun câteva cuvinte, mai ales la lecțiile trecute. Las ca frații în mod deosebit la lecția de azi să se pronunțe, dar referitor la lecțiile trecute vreau să fac câteva precizări care pe mine m-a impresionat. Unele lucruri care poate nu prea au fost amintite. Mai întâi vreau să vă spun că credința lui Iov m-a impresionat nu pentru faptul numai că fiecare am fost cercetat de lucrul ăsta, dar pentru că m-am gândit la condițiile și la posibilitățile care le-a avut Iov atunci, în ce privește informarea. Noi astăzi avem atâtea posibilități de a ne informa și de a fi, n-avem niciun motiv ca să nu-L slujim cu toată dragostea, cu toată credința. Dar eu m-am gândit foarte mult ce posibilități a avut Iov. Și eu mă gândesc că cel mai mult, el n-a avut, chiar în vremea aceea, după câte îmi dau seama, n-a fost o sinagogă, n-a avut cuvântul lui Dumnezeu în condițiile noastre și o serie de alte lucruri. Omul acesta, cu adevăr, cea mai, scriptura pentru el a fost mediul înconjurător, tot ceea ce a creat Dumnezeu. El a citit dragostea lui Dumnezeu, poate și în roa care se vedea dimineața pe iarbă. Asta am învățat eu de la Iov și poziția lui atât de fermă. Un alt lucru care aș vrea să-l mai spun, Iov, și lucrul acesta aș vrea să fie la modul general, adică fiecare dintre noi, cel puțin la bărbați se referă, Iov a fost un preot în familia lui. Pentru că veghea și aducea șerfă când copiii lui făceau anumite mese, anumite întâlniri, dacă cumva au păcătuit. Este foarte important, de multe ori poate noi zicem la copii, băi, dar nu ți-am spus, nu te-am învățat. Cred că mai important este să fim un preot în familia noastră și să continuăm toată viața. Am copii mari, cu copii și cu nepoți. Continui să mă rog pentru ei în fiecare zi. Domnul să ne ajute să fim și preoți în familia noastră, ca eu. Un alt lucru îl vom întâlni în lecțiile ce urmează. Și să știți că am sesizat lucrul acesta important. Cred că e singurul loc în Scriptură care spune așa, Iov
a făcut legământ cu ochii, ca să nu se uite după tânără sau unde nu trebuie. Ce ziceți dumneavoastră? Nu de multe ori ar trebui? Când am cerut ultima dată iertare pentru o privire care nu trebuia să mă uit? Să ne controlăm privirile, să-L cinstim pe Dumnezeu și prin privire. Iov a avut și calitatea aceasta. Un alt lucru, nu știu cât ne-am sesizat, Iov dorea un mijlocitor. Nu avea un mijlocitor în suferința lui. Să știți că m-am gândit așa de mult la lucrul acesta. Noi avem un mijlocitor, pe Domnul Iisus. Și mai mult ca Amin. Avem Duhul Sfânt. Ne-a dat Duhul Sfânt. De multe ori stric și zic, Doamne, învață-mă ce să fac. Și când viu înaintea Tatălui în numele Domnului Iisus, parcă mă simt așa sprijinit, ajutat să prețuim aceste lucruri. Mulțumim Domnului că avem un mijlocitor pe care Iov nu l-a avut și totuși el a rămas credincios. De asemenea, când aproapele găsim situații, sunt situații când și îți vorbește așa de undeva de sus, de la înălțime. Dumnezeu să mă ferească, zic, în primul rând, în dreptul meu, și apoi fiecare dintre noi, când un frate, o soră, o familie, trece pentru o încercare, nici măcar în gând, așa îi trebuie, să nu zicem așa ceva. Și imediat a spus Marius un lucru foarte important, cel credincios aleargă la rugăciune. Să mijlocim. Contează lucrul acesta deosebit de important. Un alt lucru, fie nascuns, dar mai puțin au înțeles, prietenii nu prea au înțeles lucrul ăsta. Și de multe ori noi nu înțelegem. Iov a făcut cinste lui Dumnezeu prin felul cum s-a comportat și a rușinat pe cel rău. Prin vorbirea noastră, prin comportamentul nostru, prin afirmațiile noastre, facem cinste lui Dumnezeu, începând de gândire. Nouă ni se cere să vedem nu numai asupra faptelor, ci chiar asupra felului cum gândim. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Și aș vrea încă un lucru să mai spun. Poate în final va fi anunțat, dar cu toată poziția pe care a avut Iov, el putea să aibă, în comparație cu prietenii, putea să aibă niște pretenții. Și la urmă, când știm ce se întâmplă la finalul capitolul 45, să zic că eu pentru ăștia, lasă-le, trebuie să-i pedepsească Dumnezeu. Dacă cineva, cumva, am simțit că ne-a disprețuit, Dumnezeu să ne ajute. Nici măcar în gând să nu se strecoare ce nu trebuie și să facem ce spunea Marius mai înainte, să ne rugăm pentru acei care ne-a disprețuit. Numai astfel, a zis Dumnezeu, veți fi iertați și nu veți fi pedepsiți dacă Iov va aduce jertfă și se va ruga pentru voi. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Aceasta însemnează om credincios, om cu maturitate, om duhovnicesc. Domnul Iisus să ne ajute. Amin. Amin. Mulțumesc, frate. Un alt frate? Frate Șerban? Vreau cât mai mulți frați să aibă posibilitatea să împărtășească cu noi astăzi. Mulțumesc. Condamnare pe bază de prejudecată. Ce înseamnă prejudecată? Înseamnă să nu analizezi ce se întâmplă, să nu ții cont de context, de nimic și tu să știi deja ce trebuie să vorbești înainte de a ți se face cunoscută cauza. Ori prietenii lui Iov știau dinainte că Dumnezeu pedepsește pe cel care este rău și pe cel care ascultă și se teme de Dumnezeu îl binecuvintează. Asta este prejudecata lui, prejudecata lor. Și dacă citim în 11:2 spune așa, să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns și să creadă limbutul că are dreptate. Deci, ei erau convinși, el era convins că Iov nu are dreptate la ceea ce spune. În 11:14 spune așa,
depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nenorocirea să locuiască în cortul tău. Tradus altfel, sună așa: tu ai făcut fără de lege și nelegiuirea ta încă este în cortul tău. Depărtează această nelegiuire. Deci aceasta este prejudecata de la care, sau premiza de la care pornește țofar, fără să fi cunoscut adevărul. Însă, această istorie ne este lăsată ca să înțelegem următoarele lucruri. Suferința la celui neprihănit este în primul rând un beneficiu pentru cel neprihănit, pentru cel care suferă, și anume îl ajută să se smerească mai tare. Al doilea, suferința celui neprihănit îl ajută pe prieteni sau pe cei care nu sunt întru totul pe calea lui Dumnezeu, care sunt oarecum depărtați, să spunem în ghilimele, să spunem între noi, ca să se apropie și ei mai mult de Dumnezeu. De ce spun că suferința îl ajută pe cel neprihănit? În Biblie spune că nu era niciun om neprihănit ca Iov. Și am mai subliniat, nu contestăm lucrul acesta, dar noi am luat unitate de măsură neprihănirea oamenilor și nu am luat unitate de măsură unitatea lui Dumnezeu de neprihănire. Dacă ne uităm în capitolul 12, și anume versetul 2, partea a doua, spune așa, când Iov a luat cuvântul și spune: și odată cu voi va muri și înțelepciunea lumii. Undeva eu văd în cuvintele acestea o mărire a lui Iov și spune: ce, voi sunteți, vă considerați cei mai deștepți și odată cu voi a dispărut înțelepciunea lumii. Este un fel ironic de a se adresa prietenilor. Sau altfel spus, ce considerați, că eu nu sunt la fel decât voi sau nu mai sunt și alții? În 12:3 cu A se spune așa: am și o minte ca voi, nu sunt mai prejos decât voi. Și cine nu știe lucruri pe care voi le spuneți? Adică și eu le știu ca voi. Deci undeva este un orgoliu personal al lui Iov, care nu îl întrece pe al prietenilor săi, dar totuși este. Și dacă luăm așa, în 13:2, se spune următorul lucru: ce știți voi, știu și eu, nu sunt mai prejos decât voi. Adică se vede la Iov că și el are mândrie, ca și prietenii săi. Și luând așa din aproape în aproape, ne dăm seama de ce suferința lui Iov, în primul rând, este benefică a lui Iov. Că în final, cunoscând finalul acestei istorisii, acestei întâmplări, Iov ajunge și spune: urechea mea a auzit de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și ce fac? Mi-e scârbă de mine. Deci un om care îl cunoaște pe Dumnezeu și își dă seama că a greșit, îi spune: mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc. Dar cum? În sac și în cenușă. Deci, istoria aceasta, cel care suferă, să știe că este un beneficiu pentru el, pe care nu-l înțelegem, și cei care sunt apropiați lui și îl văd pe cel care suferă, să nu-l condamne până nu înțelege și nu este în situația lui. Și suferința poate să fie suferință morală, psihică, suferință fizică sau de alt gen, materială sau pecuniară sau altceva. Și eu sunt convins că Dumnezeu pe fiecare ne-a pus într-un segment din suferința lui Iov tocmai pentru a ne crește. Amin. Amin. Frate David? Mi se pare interesant că Iov începe să-și spună discursul și spune necazul și strâmtorarea înainte ca prietenul lui să-l abordeze în problemele în care îl priveau. Prietenii au stat cu minți și abia au așteptat să vadă ceva de care să se poată acăța. Au găsit un pretext care să poată să îl învinuiască că el este pedepsit pentru că a comis undeva în ascuns, chiar dacă ei nu știu nimic, undeva în lăuntrul lui este vinovat și el nu vrea să recunoască faptul acesta. Și de aici pleacă toată discuția. Iov însă își prezintă problema și el zice așa: eu n-am probleme cu voi, eu am probleme cu Dumnezeu. Dumnezeu se poartă cu mine
ca un vrăjmaș. N-am făcut nimic, nu sunt vinovat de nimic, nu sunt conștient că sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu are probleme cu mine. Dacă m-ar lăsa în pace, aș fi liniștit. Dar Dumnezeu e prea aproape de mine. El nu zice cum zicem noi astăzi, Dumnezeu a dat și Satan a luat. Iov zice, Dumnezeu a dat și Dumnezeu m-a și pedepsit. Și în problema aceasta, spune, eu nu știu cum s-au încumetat să vorbească așa, zic eu, obraznic cu Iov. Să creadă limbutul că cuvintele lui nu vor rămânea nepedepsite pentru că vorbește așa împotriva lui Dumnezeu. Dați-mi voie să spun că în cuvântul lui Dumnezeu găsesc foarte multe lucruri, în foarte multe cărți, adresări către Dumnezeu, cumva se poartă nedrept cu ei. Pentru ce ne-ai părăsit, Dumnezeule, strigă. Ieremia zice, m-ai făcut de ocară, am ajuns de bajocuri a tuturor, după ce înainte zice, da, cuvântul tău e ca un miere în gura mea și așa bun și pe urmă ajunge să zică, m-ai făcut... În Scriptură, ce îmi place, Dumnezeu lasă ca să se scrie și părțile care noi n-am vrea să le auzim. Slavă Domnului pentru lucrul acesta. Dar zic eu, am citit azi dimineață, pentru exemplu, psalmul ăla, frumos psalm, e adevărat. Numai nu, cred că dacă am citit în psalm, am găsit aproape jumătate proteste și plângeri împotriva lui Dumnezeu. Pe alea nu le citim la ora de rugăciune, pentru că noi n-am vrea în adunare la noi să fie cineva care trece prin necaz. Dacă trece prin necaz, ori e necredincios, ori a păcătuit, ori a făcut altceva, ori a făcut altceva, numai pedepse, numai ocară asupra celui care trece prin necaz. Pentru că noi zicem, dacă ai avea credință, nu ți s-ar întâmpla. Așa e sau nu e așa? Nu. Și eu, bine ai zis că te lupți cu prejudecăți. Avem prejudecățile noastre fiecare, dar Dumnezeu să aibă milă de noi, să știm cum să tratăm problema. Ce vreau să spun este, Iov știa că Dumnezeu este cel care îl are în mână. E mare lucru să știi, chiar dacă treci prin suferințe. Și ce îmi place la Iov, Iov zice, știi ce? Sunteți nedrepți. Vreți să-L apărați pe Dumnezeu, vreți să mințiți, să spuneți lucruri neadevărate din dragoste pentru Dumnezeu. Fraților, hai să fim sinceri, de câte ori n-am făcut și noi la fel cu frații noștri sau în situații ca să-L apărăm pe Dumnezeu, spunem lucruri nedrepte despre frați, despre oameni. Să ne ferească Dumnezeu. Să nu avem nimic înainte de a, așa cum s-a spus, avea toate evidențele și toate evidențele nu le avem niciodată, numai veșnicia. Nici chiar acum, citind și știind toată cartea lui, noi nu știm exact toate lucrurile care s-au întâmplat în cer și ce a urmărit Dumnezeu în cer cu privire la lucrul acesta. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune, ce ochiul n-a văzut, la urechea lui, la urechea omului. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit și cel ce ne cercetează este Dumnezeu. Vreau să spun că eu nu văd, să mă ierte frate, eu nu văd la Iov mândrie în problema aceasta. Eu văd o mare dreptate. Vă dau un caz în Noul Testament. Apostolul Pavel vorbește corintenilor și spune așa despre înțelepciune, despre înțelepții veacului acestuia. Și zice, voi ascultați cu plăcere pe nebun. Mai ascultați-mă și pe mine, să spun și eu câteva lucruri. Pentru că există ceva care trebuie să îl mărturisim și vă spun, sunt cumva, am fost și aseară undeva și zic, așa mi s-a întărătat Duhul când am auzit că se susține noi, mântuirea se va putea pierde, se poate. E ceva care nu cade în cuvântul lui Dumnezeu și aducem argumente numai ca să îi băgăm pe oameni la colț să facă, fraților, noi avem ceva mult mai mult decât are restul lumii. Noi avem un Dumnezeu, avem un mântuitor, avem un mijlocitor, să știm în cine credem și când e vorba să etichetăm pe cineva, să încercăm să-l etichetăm trecând prin noi.
dacă noi am fi în situația respectivă, ce am face în locul lui? Cum aș putea eu să procedez? Fraților, Dumnezeu să ne facă oameni înțelepți ca să știm, să stăm pentru adevărul care îl cunoaștem și să nu avem prejudecăți cu privire la nimeni, pentru ca Dumnezeu să se poată îndura de noi. Amin. Amin. Da, frate George, aveți ultimul cuvânt și apoi fratele Daniel cu concluzia lecției. Din narațiunea cărții lui Iov ne dăm seama că aceasta este o discuție între patru oameni inteligenți. Oamenii aceștia și-au luat timp. Nu știu cât timp a durat, dar parcă e un fluviu așa lin care merge și și-au luat timp și au discutat și discuția uneori, ne citim și e dură uneori. Și oamenii aceștia au gândit ce au spus și n-au ocolit așa să se protejeze unul pe altul. Au spus ce au gândit. Dar au gândit înainte de a spune și nu știu, mă gândesc dacă uneori dacă între noi am discutat așa, să zic fratele meu limbut, cred că s-a dus cu prietenie. Dar ei nu s-au supărat, au rămas prieteni după toată discuția asta și a fost o schimbare de vedere așa și s-au îmbogățit, au învățat unul de la altul. Cartea asta a lui Iov, găsim atâta inteligență în ea, atâtea lucruri care... Și aș vrea să învățăm ca să nu fim foarte supărăcioși unii pe altul, chiar dacă uneori am fi tentat să ne considerăm jigniți, să acceptăm fratele nostru și să ne îndreptăm și să ne corectăm unii pe alții. Că din discuții constructive este întotdeauna binevenită și să nu fim foarte sensibili așa, să ușor de iritat. Ușor de iritat. Sau oamenii aceștia s-au avut răbdare, s-au ascultat unii pe alții până ce și-a terminat omul ideile, n-au fost întrerupți, n-au fost cel care a ripostat, n-a venit să țipe, a luat-o tot așa ușor, frumos, așa, și-a spus ideea lui și s-au despărțit prieteni și mă gândesc că prietenia lor a fost și mai mare după toată discuția asta, după ce s-a terminat totul, oamenii aceștia au rămas prieteni în continuare. Mulțumesc, frate George. Un singur lucru. Prietenii lui, cum citesc cuvântul lui Dumnezeu, spune așa că robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră. Iov a rămas până la urmă credincios, frați și surori, și s-a comportat ca un om credincios. Ultimul act pe care Iov l-a făcut, ce spune aici? S-a rugat. Și mă gândesc, după ce a suferit așa de mult din pricina prietenului, după ce a fost așa de apăsat, ultimul lucru pe care Iov l-a făcut este că s-a rugat pentru prietenii lui și Dumnezeu, și Dumnezeu i-a restaurat. Frate Daniel. N-am fost de la începutul discuțiilor dumneavoastră, nu știu dacă au fost atinse ideile acestea, dar lecția noastră se referă la condamnare pe baza prejudecăților. E cea de-a treia lecție care vorbește despre condamnare. Știți care este scopul ultimativ al unei condamnări? Pentru ce sunt condamnați oamenii? Cineva spunea să fie pedepsiți. Pentru ce sunt pedepsiți oamenii? Pentru că au greșit. Care este scopul ultimativ al condamnării? Să-i reabilitezi. Restaurare, corectare în viața omului. Este această intenție a lui Țofar în textul nostru care a fost citit. Priviți la versetul 15 în jos. Și atunci îți va ridica fruntea fără teamă, vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare, fără frică, îți vei uita suferințele. Citiți mai departe. Este categoric intenția lui Țofar ca Iov într-adevăr să fie rezolvat. Și el crede că lucrul acesta se poate întâmpla printr-o condamnare.
Este greșit să o fac în asemenea sa? După părerea mea, nu este greșit. Într-adevăr, condamnarea aduce rezolvare, dar dacă este făcută pe baze bune. Trei lecții vorbesc despre o condamnări făcute pe baze defectoase. Am înțeles în lecțiile trecute că experiența, tradiția și astăzi prejudecățile nu sunt baze solide pe care poți să faci o condamnare sau dacă aveți o judecare sau o rezolvare a problemelor, pentru că la urmă judecata asta implică să rezolvi problema, să-l ajuți pe om. S-a spus deja că de fapt în loc să-l ajute pe om l-au apăsat mai tare. S-a eșuat. De ce? Pentru baza prejudecăților. Care au fost prejudecățile de la care a pornit Țofar? Ați observat lucrul acesta? Au fost niște prejudecăți de la care Țofar a pornit în discuția sa cu Iov. Una dintre prejudecăți, dacă ați putut observa, este că, așa cum s-a enunțat, mi se pare că fratele Gicu spunea că Iov este mândru. Este o prejudecată, agrez complet cu fratele David. Iov n-a fost mândru. Dar prejudecata lui Țofar a fost, Iov e mândru. De ce e mândru? Păi uite cât de repede vorbește, ce mult vorbește, cum pledează, e categorică. Iov este mândru, mai mult ca atât. Asumă că el cunoaște totul. Nu e mândria asta? Este o asumție, o prejudecată pe care Țofar o face în abordarea problemei. Mai există o altă prejudecată? Sigur că da, priviți vă rog. În opinia lui Țofar, prejudecata de la care el pornește este că Iov îl cunoaște pe Dumnezeu. Categoric. Prejudecata lui Țofar a fost Iov nu-l cunoaște pe Dumnezeu cum ar trebui să-l cunoască. Priviți vă rog comparativ versetele 3 și versetul 4 și versetul 5. Tu zici, felul meu de a vedea este drept și sunt curat în ochii tăi. Dar versetul 5, de-ar vrea Dumnezeu să vorbească. De-ar vrea Dumnezeu să vorbească. Dar spune Iov, ce părere ai tu? Sunt prejudecăți complet defectuoase de la care pornește. Îl cunoștea Iov pe Dumnezeu, cunoștea detalii legate de Dumnezeu, citiți capitolul 13, o grămadă de versete care ilustrează și enumeră ce face Dumnezeu. Iov avea relație cu Dumnezeu, îl cunoștea pe Dumnezeu foarte bine și de aceea nu își explica situația prin care trece, pentru că îl cunoștea pe Dumnezeu. Frații mei, și noi ar putea să coborâm într-o asemenea situație, să fim prinși într-o capcană, să judecăm situații. Dorind să ajutăm, dorind să restaurăm, să pornim de la prejudecăți. Știți care este cauza esențială pentru care oamenii cad în prejudecăți și folosesc aceste prejudecăți? Care credeți că a fost cauza esențială pentru care Țofar credea că adică a ajuns să folosească prejudecățile și astfel să fie lamentabil în intervenția sa? Dacă Iov n-a fost mândru, Țofar, să știți că a fost mândru. Țofar vorbește în numele lui Dumnezeu și la urmă vedem că de fapt tare defectos a vorbit în numele lui Dumnezeu, pentru că nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Mai mult, Țofar este neinformat. Țofar, așa cum s-a spus, stă și așteaptă să vadă și să-l prindă pe Iov cu ceva. Știa că undeva e greșeala și ca un avocat aștepta să vadă momentul în care Iov va cădea. Și asta au făcut, de fapt, au exploatat discuțiile lui Iov ca să poată să aibă un punct de legătură. Țofar a venit complet neinformat. N-a știut exact detaliile situațiilor prin care trece Iov. Neinformare, necunoaștere, mândrie sunt lucruri care ne ajută să cădem în această capcană sigură a prejudecăților și rezultatul în loc să corectăm, agravăm situația. Dumnezeu să ne păzească de acest lucru. Amin. Discuțiile dintre Iov și cei trei prieteni ai săi nu sunt amicale, pe teme triviale, așa, superficiale, ci sunt dezbateri de cea mai mare așa, profunzime și, în același timp, tensiune. Sunt făcute cu patimă, pentru că aici sunt întrebări mari care descoperite și implicații foarte mari. Și problema este, întrebarea este cum se împacă dreptatea lui Dumnezeu cu suferința acută a celui drept, a celui neprienit. Prietenii cred că ei sunt acolo lângă Iov ca să îl corecteze și ei apără dreptatea lui Dumnezeu și acuză pe Iov de păcat. Cum văd ei dreptatea lui Dumnezeu? Dreptatea lui Dumnezeu este liniară, este mecanică. Dumnezeu pedepsește pe cei răi și răsplătește pe cei neprieniți. Punct. Și acum, singurul mod în care ei pot reconcilia prezența suferinței în viața lui Iov este să spună că Iov este nelegit. Altfel, Dumnezeu ar fi nedrept dacă e de suferință. Și toate discuțiile lor tind să apere dreptatea lui Dumnezeu și să condamne pe Iov.
Elifaz a fost primul, țineți minte discursul lui. Și a fost foarte politicos și manierat. Spune, l-am observat și acum când ai ajuns și tu în necaz, ar trebui să dai atenție la sfaturile pe care ți le dăm. Ai dat sfatul altora, acum primește și tu sfatul. Care-i sfatul lor? Am observat că întotdeauna Dumnezeu pedepsește pe cei răi, răsplătește pe neprieniți. Iov, ești păcătos. Pocăiește-te, că Dumnezeu te restaurează. Și Iov spune, ai observat, ai cercetat? Na, arată-mi și mie vine atunci, dacă tu vii să vorbești pe baza cercetării. Ce ai cercetat în viața mea? Unde e păcatul în viața mea? Vedeți inconsecvența lui Elifaz. Și apoi Iov afirmă că dreptatea lui Dumnezeu are natură contradictorie. Nu-i legată întotdeauna de pedeapsă pentru cel rău și răsplată pentru cel neprihănit. Intervine Bildad, al doilea, și-l aduce în discuție experiența generațiilor trecute. Hei, Iov, poți să ignori experiența de care vorbește Elifaz, dar eu vorbesc aici de generații, o înțelepciune acumulată de generații. Și Iov spune, da? Și ce faci cu cazurile care contrazic observațiile tale? Cazuri din istorie care contrazic? Păi tocmai asta spune Bildad, că nu există cazuri, că întotdeauna când a fost suferință, noi am concluzionat că acolo este nedreptate, este păcat. Și atunci Iov spune... Dumnezeu face lucruri mari și nepătrunse. Să nu-ți închipui, spune lui Bildad, că poți să-L explici pe Dumnezeu pe baza experienței acumulate de generații, pe baza tradițiilor sau a istoriei. Istoria, spune Iov, nu poate explica modul de lucru al lui Dumnezeu. Și Iov spune așa în capitolul 9, versetul 11-12, Dumnezeu nu dă socoteală nimănui de felul în care acționează. Deci El e judecătorul tuturor lucrurilor, dar nu poate fi judecat de nimeni. Aici e frumusețea. Știi, Iov descoperă tot timpul adevărul noi despre Dumnezeu. În primul discurs a descoperit că Dumnezeu este cel care e interesat de om și îl încearcă și nu știe de ce Dumnezeu încearcă pe cel neprihănit. În al doilea discurs înțelege că Dumnezeu e judecătorul tuturor lucrurilor și nimeni nu poate să-L judece pe Dumnezeu. Și acum intervine și El spune, nu putem să-L înțelegem pe Dumnezeu. Intervine Țofar, al treilea prieten. Ăsta este mai dur și mai aspru decât prietenii dinainte. E foarte tăietor de la început și spune să rămână limbutul fără să-i se răspundă. Ceea ce Iov spune aici sunt sofisme, adică își bate joc de înțelepciune. Asta e poziția lui Țofar. Vorbe de șarte. Și își propune să-l facă de rușine pe Iov. Haideți tine, repede, luați locurile și participați la discuția noastră. Ce spune Țofar lui Iov? Iov, ești de condamnat. Dacă Dumnezeu ar veni și ar sta de vorbă cu tine, ți-ar arăta cât de nelegit ești. De fapt, ar trebui să concluzezi că nu-ți răspătește după păcatul tău. Și ce interesant este că Dumnezeu a venit și a stat de vorbă cu Iov. Și Iov a concluzionat că e păcătos. Numai că Țofar n-a avut dreptate. Iov n-a concluzionat și Dumnezeu n-a concluzionat pe partea lui Țofar, spunându-i că de aceea ai suferit Iov, așa cum ți-a spus Țofar. Dimpotrivă, Țofar e condamnat. Și cum argumentează Țofar? Ce Dumnezeu e desăvârșit? Cunoaște pe făcătorii de rele. Și acum începe să pună întrebări, să arate cât e el de deștept. Și ce poți să răspund la întrebările lui? Zice, greșește Dumnezeu când pedepsește? Care e răspunsul? Nu. Altă întrebare. Poți să ascunzi păcatul de Dumnezeu? Care e răspunsul? Nu. Și Țofar zice, ți-am domenit, ți-am adresat, ți-am de văd că ești păcătos, pentru că ești sub pedeapsa lui Dumnezeu și Dumnezeu nu îi greșește. Îi oferă soluție, Iov, fie te pocăiești, fie dacă nu Dumnezeu te nimicește. Citiți versetul 20 din capitolul în care îți ține discursul, zice, dacă nu te pocăiești, e nimicirea. Și cum care răspunsul Iov? Trei capitole le adresează răspunsul lui Țofar. Vedem din acest răspuns cum tensiunea crește în discuție. Țofar l-a făcut limbut cu vorbe de șarte, care sunt o batjocură la adresa înțelepciunii, și Iov răspunde cu causticitate. Versetele 2 și 3 zice, am și eu minte ca și voi, nu sunt, s-ar putea zice într-adevăr că neamul omenesc sunteți voi și că odată cu voi va muri înțelepciunea. Îi acuză pe cei trei de batjocură și vina lor este foarte mare pentru că batjocoresc pe un om nevinovat. Mai mult, în loc să îi acorde ajutor când e în situații acestea critice, ei dau brânci.
să pice, să cadă mai departe. Și acum, Iov afirmă din nou modul contradictoriu în care se manifestă dreptatea lui Dumnezeu. Jefuitorilor li se lasă corturile în pace, celor ce mâine pe Dumnezeu le merge bine. Astea sunt cuvintele lui Iov. Ce spune Iov? Spune că Dumnezeu este cauzatorul tuturor lucrurilor. Un alt lucru care Iov îl descoperă. Și acum, observați la versetul 14 până la 25 din capitolul 12. Fiecare verset începe cu cuvântul El. El oprește apele și totul se usucă. El le dă drumul, pustiesc pământul. El are puterea să înțelepce. El stăpânește. El ia rob pe sfetnici. El dezleagă legăturile împăraților. Le pune o frânghie în jurul coapselor. El ia rob pe preoți. El răstoarnă pe cei puternici. El taie vorba meșterilor la vorbă. El ia mintea celor bătrâni. El varsă dispreț asupra celor mari. El dezleagă brâul celor tari. El descoperă ce este ascuns. El aduce la lumină umbra morții. El face pe oameni să crească. El nimicește planurile. El le întinde până departe. El aduce înapoi în hotarele lor. El ia mintea căpetenilor poporului. Face să rătăcească în pustiuri. El îi face să clatine ca niște oameni. Ce rost are aceste observații? Și se spune Iov, Dumnezeu cauzează toate lucrurile. Și deși cauzează lucrurile, toate lucrurile, Iov spune, Dumnezeu nu poate fi acuzat de nedreptate. Așa că avem și noi o problemă. Noi ne ferim, zicem, că Dumnezeu cauzează toate lucrurile, așa-i? Ca și cei trei. Dumnezeu nu se ferește. Dumnezeu spune, de la mine vine binele și... Nu zice Dumnezeu lucrul ăsta. Dar noi îl apărăm pe Dumnezeu, ca cei trei prieteni lui Iov, nu? Iov descoperă un lucru, că deși Dumnezeu cauzează toate lucrurile, El nu poate fi făcut responsabil de existența răului. Și acum să nu ne temem să spunem că Dumnezeu cauzează toate lucrurile, deși noi nu putem înțelege modul Lui de acțiune. Și acum, când abordăm problema aceasta a existenței nedreptății în lume și în viața celor credincioși, avem trei posibile poziții. Știți care sunt? Prima, ca și prietenul Iov, să susținem că tot ceea ce survine e justificat și în acord cu dreptatea lui Dumnezeu. Când unuia îi merge bine, să spunem acolo, e dreptatea lui Dumnezeu că răsplătește. Și când unuia îi merge rău, să spunem acolo, e pedeapsa lui Dumnezeu care îl sancționează. Este poziția simplistă a celor trei prieteni. Putem aborda o altă poziție, să concluzionăm cu cinism că lumea merge anapoda și lui Dumnezeu nu-i pasă, că nelegiuiții prosperă și cei drepți suferă. Ați văzut oameni care au adoptat această poziție? Da. Sau, avem a treia poziție, care a fost poziția inițială a lui Iov. Dumnezeu e drept. Totuși există nedreptate ce survine în existență, deși Dumnezeu ar putea rectifica imediat situația și totuși nu o face. Și aici e o aporie, o situație pe care nu o putem înțelege rațional. Iov zice, vreau să știu de ce se întâmplă lucrurile așa. De ce Dumnezeul drept cauzează lucrurile să meargă într-un mod nedrept? Să observăm inconsecvența argumentării celor trei și apoi inconsecvența lui Iov. Țofar spune că Dumnezeu este de neînțeles, așa spune. Citiți versetele 7 și 8 din discursul lui. Din capitolul 9, din capitolul 11. Spune așa. Postul spune că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu și că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic. Ce spune Țofar? Dumnezeu e de neînțeles. De neînțeles. Și totuși când vede suferința lui Iov, nu mai vrea să accepte că acolo, în cauzarea suferinței lui Iov, Dumnezeu este de neînțeles. Observați inconsecvența lui. Și noi acceptăm teoretic că Dumnezeu e de neînțeles, așa-i? Dumnezeu e dincolo de posibilitățile noastre de înțelegere. Și totuși când ajung în suferință, vreau să înțeleg și Dumnezeu să-mi ofere rațiuni. Și nu mai vreau să accept că, de fapt, sunt incapabil să înțeleg lucrurile lui Dumnezeu. Și să mă mulțumesc doar să spun Dumnezeu lucrează și nu știu cum lucrează în viața mea. Așa e că vrem ca Dumnezeu să ne ofere rațiuni și dacă nu ne ofere rațiuni, ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu. Teoretic, toți știm că Dumnezeu e de neînțeles, dar când ajungem în situații în care nu putem înțelege pe Dumnezeu, ne revoltăm împotriva Lui. Așa-i?
Și aici e inconsecvența noastră. Pe Iov îi acuză pe cei trei că făuresc minciuni. Și acum, frații mei și surorile mele, când noi vrem să explicăm rațional tot ce se întâmplă, de multe ori ajungem că confecționăm minciuni. Pentru că nu suntem în stare să explicăm toate lucrurile lui Dumnezeu. Și Iov îi acuză pe cei trei că lapără pe Dumnezeu în mod incorrect. Și Iov știe că Dumnezeu îi va condamna. Și întreabă, cum de nu vă temeți de Dumnezeu? Înseamnă că Iov are încă încredere în dreptatea lui Dumnezeu. Deși, la nivelul său, zice că Dumnezeu se comportă cu el nedrept. Aici e frumusețea. De aceea Dumnezeu l-a lăudat pe Iov în sfârșit. Pentru că Iov a spus, în cazul meu Dumnezeu se comportă nedrept. Nu știu de ce, aș vrea să înțeleg, nu știu, să vină să stea de vorbă cu mine. Și totuși afirmă că în final Dumnezeu își va manifesta dreptatea. Îi va condamna pe cei trei. Și acum Iov se adresează lui Dumnezeu. De fiecare dată când ajunge în această discuție cu prietenii săi, după ce le răspunde, se îndreaptă spre Dumnezeu și discută cu Dumnezeu. Cel mai bun lucru pe care putem să-l facem când ajungem în suferință sau în situații în care nu putem explica ceea ce ni se întâmplă, este să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Și Iov oscilează între ce? Oscilează între concluzia pesimistă, totul s-a sfârșit, și speranța izbăvirii, versetul 13 cu 16, capitolul 13 cu 16. Chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un elegit nu îndrăznește să vină înaintea lui. Și acum, inconsecvența lui Iov. Știți care e inconsecvența lui Iov? El știe că Dumnezeu acționează în cazul lui misterios, neobișnuit, nedrept. Un mod care este contrar naturii drepte a lui Dumnezeu. Și acum, întrebarea este, de ce nu întreține și convingerea că Dumnezeu va acționa misterios în cazul lui în mod neobișnuit și îl va restaura tot așa de misterios cum l-a făcut să sufere? De misterios. Aici este problema, înțelegeți? Dacă suferința lui este nejustificată, nenaturală, nedreaptă, de ce să nu se aștepte ca Dumnezeu să rezolve situația lui în mod similar, neobișnuit, nenatural, împotriva modului natural de care se teme? Și de ce se teme Iov? Că se va termina viața și aci el nu va vedea rezolvarea, aci pe pământ. Știe că la sfârșit va fi rezolvare, dar aci pe pământ nu va vedea rezolvarea. Asta e temerea lui. Că va rămâne de rușine în fața prietenilor. Și n-are credință că Dumnezeu, care acționează nenatural împotriva lui, va acționa nenatural și îl va justifica așa cum nici nu și-a încăpit vreodată. A fost soluția lui Dumnezeu nenaturală. Extraordinară a fost soluția lui. Și acum, dragii mei, cu cât neprihănirea noastră este mai mare, cu atât încercările noastre vor fi mai mari și mai iraționale. Țineți minte ce spun. Cu cât cineva ajunge mai sus în sfințenie, cu atât încercările prin care Dumnezeu îl va trece vor fi mai mari și mai iraționale. Și cu atât rezolvările lui Dumnezeu vor fi mai mari și mai ieșite din comun, din matca naturală a lucrurilor. Este irațională situația în care te afli? Cu atât mai impresionante vor fi rezolvările pe care Dumnezeu le va aduce în viața ta. Problema cea mai mare cu noi, dragii mei, este că nu dăm voie lui Dumnezeu să acționeze irațional în viața noastră. De aceea nici nu putem să experimentăm lucruri mari, așa cum l-a experimentat Iov, prin acțiunea providențială pe care Dumnezeu l-a dus în dezastru, și apoi l-a salvat și l-a expus în fața întregii lumi ca un om neprihănit pe care Dumnezeu l-a binecuvântat și în încercări. Fie ca să permită Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să ne revoltăm, să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, e de neînțeles, să acționeze cum vrea El și să ne încredem în El, că așa cum acționează irațional și de neînțeles și nenatural în viața noastră, tot așa va acționa aducând rezolvările cele care ne se par nouă cele mai nepotrivite sau imposibile, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care poate totul. Amin. Domnului cu cântarea Ești necuprins și sfânt ca nimeni altul și totuși ne iubești din vecinicii. Ești necuprins și
sfânt ca nimeni altul și totuși ne iubești din veșnicii. În tine am găsit nici când schimbare. Ai fost, vei fi și ești în veci de veci. O, Doamne, mare ești, mare e mila ta, cea supra noastră mereu o revești. Iubirea ta simțim pe-a noastră cale. În tine am găsit un adăpost și zori și amiaz de zi și amulc și noapte și cerul înstelat te laudă. În sursuri de izvor, în cânt de păsări, în toate simt și văd iubirea ta. O, Doamne, mare ești, mare e mila ta, cea supra noastră mereu o revești. Iubirea ta simțim pe-a noastră cale. În tine am găsit un adăpost. Ești necuprins și sfânt, plin de iubire, iertare să primesc la tine vin. Tărie n-am, sunt slab, tu să-mi fii sprijin. Viața mi-o pot schimba în cer senin. O, Doamne, mare ești, mare e mila ta, cea supra noastră mereu o revești. Iubirea ta simțim pe-a noastră cale. În tine am găsit un adăpost. Cuvântul Domnului din Psalmul 127. Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașilor la poartă. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale.
Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Amin. Amin. Pentru lucrarea importantă care ne stă în față, se cuvine ca să plecăm capetele noastre și să cerem prezența și ajutorul Domnului. În aceste clipe, Doamne, Tată, venim în numele Fiului Tău, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt să ne închinăm înaintea Ta și să slăvim numele Tău, că putem să fim în casa de rugăciune. Este un har pentru noi, în timp ce în multe locuri, Doamne, creștinii sunt urmăriți și prigoniți. Te rugăm să-i binecuvântezi și pe aceia. Dar te rugăm să ne binecuvântezi și prezența Ta să se vadă peste noi și Tu, Doamne, să reverși binecuvântările Tale peste fiecare dintre noi, în mod deosebit pentru, și peste cei ce slujesc cu cuvântul Tău. Amin. Amin. Doamne, vrem ca să nu rămână o persoană necercetată de cuvântul Tău. Chiar prieteni, dacă sunt împreună cu noi, să ia aminte la cuvântul Tău și la iubirea și la dragostea Ta și să-și dedice viața, să-și predea viața în mâna Ta. Binecuvântează pe orice ascultător aici și oriunde se vestește cuvântul Tău, Doamne, pentru că în ascultarea care o avem și înțelegerea asupra cuvântului depinde mântuirea și creșterea noastră. De aceea este atât de important, Doamne, să ne bucurăm de revărsările Duhului Tău cel Sfânt peste noi în această dimineață. Mulțumim, Doamne, că Tu ne asculți și că Tu vei fi la lucru. De aceea binecuvântăm și slăvim numele Tău acum și întotdeauna. Amin. Hristos a înviat. Domnul să vă binecuvânteze, vă rog să luați loc și haideți să cântăm o cântare și așteptăm să intre copiii în timpul cântării acesteia, ca să, imediat după ce intră, ei vor slăvi pe Domnul cu o cântare. Să cântăm laudă lui Iisus și să ne închinăm lui Dumnezeu de sus. Lui să-i dăm onoare și tot să-l slăvim în a sa splendoare. De-al său har, vestiți mila sa, și cum pe calvar și-a dat viața pe noi să ne scape din teșnicul chin, făcându-ne parte de Doamne, îndurat, noi toți te lăudăm și din simți curat, ție îți cântăm, căci a ta iubire un sfânt legământ creiază înfrățire prin
Right? Copiii vor trece la locurile lor și așteptăm până se duc la locurile lor. You guys go ahead and go to your places. După grupa aceasta, cea mai mică, vor slăvi pe Domnul surorile Murg, după ele fratele Daniel Opriș va avea un solo spre slava Domnului. The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me down to lie in pastures green. He leadeth me the quiet waters by. My soul he doth restore again, and me to walk doth make within the paths of righteousness, e'en for his own name's sake. Pe calea ta primii pași i-am făcut de copil. Pe atunci multe nu înțelegeam. Îndrăgeam în casa ta, legea ta o iubeam. Învățam ca să fiu umil.
Era mic, dar Iisus în mine creștea și cuvântul cel sfânt viața îmi umplea. Astăzi simt că El este în viața mea și că El este pacea mea. Astăzi simt că El este în viața mea și că El este pacea mea. Pe calea ta eu un tânăr îți mulțumesc că ai purtat pașii mei înspre cer. Sufletul mi-ai salvat și eu îți mulțumesc și de atunci neîncetat te iubesc. Era mic, dar Iisus în mine creștea și cuvântul cel sfânt viața îmi umplea. Astăzi simt că El este în viața mea și că El este pacea mea. Astăzi simt că El este în viața mea și că El este pacea mea. Pe calea ta mai e loc pentru cel păcătos să vină orice suflet acum. El te vrea sus în cerul său luminos, vin la Domnul nostru cel bun. Era mic, dar Iisus în mine creștea și cuvântul cel sfânt viața îmi umplea. Astăzi simt că El este în viața mea și că El este pacea mea. Astăzi simt că El este în viața mea și că El este pacea mea. Și că El este pacea mea. Într-o casă stau la masă copilașii lângă părinți. Ei învață cum să crească în ascultare de Domnul Sfânt. Doamne Sfinte, Tu de-a purul binecuvintează-ne. Casa noastră, masa noastră, copilașii, tot ce ne-ai dat. Doamne Sfinte, Tu de-a purul binecuvintează-ne. Casa noastră, masa noastră, copilașii, tot ce ne-ai dat. Amin. Amin. Îmi face plăcere să urez bun venit în mijlocul nostru tuturor celor care sunteți oaspeți în dimineața aceasta. Domnul să vă binecuvânteze, să vă dea mult har. Ne bucurăm să fim împreună, în mod deosebit, cu familia Opriș, care îi aduc din nou pe copilașilor, pe băiețelul lor nou născut la casa Domnului pentru prima dată. În mod deosebit, dorim binecuvântarea Domnului peste băiețelul acesta, peste familia aceasta întreagă. Domnul să fie cu ei, să le dea mult har. Ne pare rău pentru cei care nu pot să fie cu noi. În mod deosebit, vreau să anunț de sora Lucreția Pisău, e la spital, e la Resurrection și poate fi vizitată, am înțeles, da? Da. Și, de asemenea, Domnul să se îndure de toți ceilalți, frați, surori, care fie din cauza vârstei, fie din cauza bolii, nu pot să fie cu noi, să nu uităm să-i purtăm înaintea Domnului rugăciune. Pleacă din mijlocul nostru spre România. Părinții sorei Ioana, Țuțuiana, au fost o vreme cu noi și acum se întorc în România. Domnul să-i însoțească, să-i ducă cu bine la locul lor acolo în România. Cu ajutorul Domnului ne întâlnim în serviciul de după masă la ora 6 și vândem pe toți să fiți prezenți și de asemenea să fiți la timp. Vă aduc aminte să verificați și termometrul acela,
cu fondurile pentru repararea acoperișului, a ajuns termometrul pe la jumătate, e încă rece. Da. Și banii aceia trebuie strânși cât de repede. Aduc aminte că trebuie să-i dăm peste dărnicia noastră și zeciuiala pe care o dăm în mod regulat, în mod normal la biserică. Ăștia sunt bani dați separat în plus ca să ne reparăm acoperișul și ar veni cam $100 de membru. Să facem și lucrarea aceasta pe care ne-a încredințat-o Domnul cu ajutorul Lui. Acum, dacă avem alți oaspeți, aflați surori care au un salut pentru biserică, ne bucurăm să primim salutul acesta. Dacă nu, haideți atunci să ne ridicăm și în timp ce cântăm o cântare, spre slava Domnului, să ne închinăm și cu darurile noastre. După aceea, orchestra va lăuda pe Domnul cu o cântare și apoi vom asculta cuvântul. Ferice casa unde este Domnul, prietenul cel mai binevenit, acolo unde dintre toți ce-ți oaspeți, Tu, o Iisus, ești cel mai binevenit. Acolo toate și ochii către tine sunt țintiți, acolo buzele ți-aduc slavă și toți ai căsei sunt prea fericiți. Ferice casa unde soț soție în altul spirit una sunt mereu și de iubirea tot cuprinșeție alături stăm la bine și la rău. Când amândoi se sprijină pe tine în orice timp se iubesc duios. Ferice casa unde fii și fiice purtați sunt pe mâini de rugăciuni, iar voia ta în toate îi conduce. Tu ești păstorul cei la pășuni. Sunt auzor de tine să asculte smeriți puși de credință plin. La tronul tău ei le aduc pe toate și apoi vă rog să luați loc. Grupul instrumental laudă pe Domnul.
Dumnezeu să fie binecuvântat. Scump frați și surori, dragi oameni ai lui Dumnezeu, alături de Carmen, soția mea, suntem foarte bucuroși să fim parte la sărbătoarea familiilor Opriș și Dorneanu, mulțumitori pentru că ne-au invitat să fim și noi aici. Vreau să-i mulțumesc și pastorului Daniel Chiu, celorlalți pastori, pentru că mi-au permis să fiu la microfon și să adresez cuvântul lui Dumnezeu către adunarea lui Dumnezeu. Vreau să aduc salutări și din partea frăției Bisericii Betania. Vă salut din partea tuturor fraților. Îl văd aici pe pastorul Jean Berzava și pe el vreau să-l salut, este prietenul meu. Și sunt onorat să fiu la nunta, la binecuvântarea copilului familiilor Opri și Dorneanu, spuneam și repet, pentru faptul că familiile Dorneanu, fiind membri ai bisericii noastre, sunt oameni care mi-au atras respectul și admirația. Fratele Teofil, sora Angela, copiii dânșilor, Anca cu soțul ei Dan, Jenny, Evelyn și toți ceilalți. În această dimineață, scumpii mei, fiind în jurul acestui eveniment de care ne este plină inima, mintea, ne bucurăm de faptul că tinerii se căsătoresc, dar se căsătoresc într-o manieră pe care a definit-o Dumnezeu când a creat lumea și omul. E adevărat că în lumea noastră există o tendință îndrăzneață și, dacă îmi permiteți să spun, obraznică, de a redefini valorile familiei, asumându-și responsabilități pe care nu le are decât marele arhitect. Ne bucurăm de copiii noștri care se căsătoresc în biserică, respectă cuvântul lui Dumnezeu și prin aceasta pe Dumnezeu care l-a dat și ei primesc copii așa cum noi am primit pe ei când am fost la vârsta lor. Suntem bucuroși să îi însoțim la binecuvântările serviciilor divine de nuntă, de botez în apă, de binecuvântare de copii și vrem să vă spunem că sărbătoarea noastră e și sărbătoarea noastră, pentru că ne sunteți prieteni mai mult decât frați. Împreună mergem pe drumul vieții, prin căldură, prin frig, sperând că Domnul care a promis că ne așteaptă, ne cheamă și pregătește pentru noi împărăția, se va ține de cuvânt pentru că e Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Aș vrea să citesc din Cartea Domnului câteva versete și din respect pentru Dumnezeu, vă rog frumos să-mi permite să vă rog să vă ridicați în picioare. O să citesc din 2 Timotei, versetele de la 1 la 6. 2 Timotei, capitolul 1, versetele de la 1 la 6. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și apoi în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Amin. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectos să vă reocupați locurile, să stați în prezența Domnului. Dragă frate Claudiu, sora Emima, aș vrea cu prilejul acestei sărbători, bucuros că vă pot adresa din Scriptură un cuvânt, să vă aduc aminte de faptul că copiii noștri se nasc într-o lume neprimitoare. Într-o lume care este obsedată de bani și de plăcere. Atunci când primim un copil de la Dumnezeu, prin experiența vieții pe care am primit-o în procesul existenței, noi avem responsabilitatea să ne îngrijim de copiii aceștia, pentru că până la vârsta de probabil 12-13 ani la fete și 2-3 ani mai mult pentru băieți, ei sunt subordonați la ceea ce noi le spunem, sunt într-un fel pe pilot automat. După aceea, puțin câte puțin, ei preiau controlul existenței lor și trec pe manual. Aia e perioada în care ei fac multe greșeli. Unii perseverează până la moarte din nefericire. Ei, ca niște oameni care trăim în lumea aceasta și de multe ori am căzut în cursele ei, dar prin harul lui Dumnezeu ne-am ridicat și am învățat din experiențele acestea negative, noi știm că trebuie să ne păzim copiii de multe lucruri. În primul rând trebuie să-i păzim de materialismul din familie. Trebuie să-i păzim apoi de conservatorismul sau de liberalismul din biserică.
Trebuie să-i păzim de ateismul din școală. Trebuie să-i păzim de păgânismul din societate și de erotismul din societate. Din relațiile pe care ei le au, poate la școală, în cercul lor de prieteni. Atunci când vorbim despre copii, noi vrem să le dăm valoare și avem impresia că valoarea pe care o au copiii noștri este direct proporțională cu vestimentația pe care le-o cumpărăm sau cu jocurile electronice cu care ne umplem casele. Este adevărat, îmbrăcămintea este necesară și e bine să fie curată și decentă. E adevărat că ei au nevoie de multe lucruri în casă să se joace, dar valoarea unui copil este primită prin altceva. Valoarea unui copil în copilărie este primită prin apartenență. Depinde al cui e copilul când e copil. Că dacă e copilul prietenului meu, pentru mine este mai important decât copilul cu care se joacă el și eu nu-l cunosc. Dacă e prietenul pastorului, eu am mai mult respect pentru copilul pastorului pentru că îl respect pe taică-so și respectându-l pe taică-so, atribui copilului prin apartenență valoarea pe care eu o dau pastorului meu. Dacă e un copil pe care nu l-am văzut niciodată, mi-este indiferent. Lumea e plină de copii. Atunci când copilul nostru este copil, întotdeauna e întrebat al cui ești. Și în funcție de răspuns, îi măsurăm, selectăm măsura de respect pe care o atribuim. Dacă spune sunt copilul și pronunță numele cuiva drag nou, spunem wow! Și îl îmbrățișăm pe copil, pentru că îmbrățișându-l pe copil, de fapt în inima noastră îl îmbrățișăm pe tatăl lui care ne este prieten. Copilul întotdeauna când e copil primește față de societate valoare prin apartenență. Doar atât, prin ce îi dă mama și tata, dacă nu are mamă și tată. Complicat, eu am fost un astfel de copil. Dar dacă mama și tata sunt niște oameni care au primit disprețul societății pentru că insistent l-au atras printr-un stil de viață urât, copilul acela are o copilărie grea. Atunci când el devine un tânăr, valoarea este primită prin educație. Întotdeauna când întâlnim un tânăr, îl întrebăm în ce clasă ești? No, e ipotetică întrebarea, scuză-mă. În ce clasă ești, îl întrebăm pe tânăr, sau la ce școală ești? Dacă o fetiță ca ea, care ar trebui acum să fie probabil în clasa 6-8, ar răspunde nu-s la școală. Ce am zice despre ea? E normal o fetiță de 15 ani să nu fie la școală? Sau dacă are 10 sau 20? Nu-i normal. Atunci noi dintr-o dată în inima noastră simțim un pic de respingere și ne întrebăm de ce nu e fata aceasta, de ce nu e băiatul acesta la școală? Ar trebui să fie. Dar dacă îmi spune sunt la școală și cum îți merge școala? Îmi merge bine, am numai note bune. Dintr-o dată simțim simpatie. Iată dar că un tânăr nu ne mai atrage așa de mult respectul prin apartenență, ci ne-l atrage prin sistemul de educație care specific vârstei el se implică și cu responsabilitate și cu demnitate. Numai că copiii nu rămân mereu copii și nici tineri și ei ajung adulți și apoi altceva și atunci când un om ajunge adult, valoarea o primește prin realizări. Te uiți la un om de 50 de ani și îl întrebi ce ai realizat. Nu-l mai întrebi al cui ești. Ce importanță este cine a fost mama și tata când eu am 50 de ani astăzi? Și nu mai mă întrebați nici la ce școală sunt, pentru că de obicei oameni la vârsta mea nu mai sunt la școală. Sau dacă sunt la școală, nu mai sunt să primească, ci să dea. Însă, pentru noi, pe noi ne definește ce am realizat. Dacă n-am realizat nimic, vă întreb, ce putem să mai spunem după aia? Pentru că tot ce spunem reclamă o surzenie psihică, adică nimeni nu mai aude nimic. Fiecare dintre noi trebuie în primul rând să construim un caracter care atrage admirația oamenilor. Și asta este treaba noastră. Degeaba spunem că din cauza lui sau a ei, noi nu suntem oameni de caracter. Când nu suntem oameni de caracter, suntem din cauza noastră, nu a altcuiva. Fiecare ne confruntăm cu dificultăți și crize. Noi trebuie să le depășim. De asemenea, atunci când nu ajungem în viață să facem o familie, excepție făcând situația menționată de Pavel că cineva își dedică viața lui Dumnezeu rămânând celibatar. Aia este o cu totul altă problemă. Dar dacă cineva își face o familie, este chemat să exceleze. Ca soț, ca soție, ca tată, ca mamă, părinte sau copil, bunic sau nepot, trebuie să exceleze. Aceasta este o misiune
Este o slujbă să fii soț, nu este doar așa o preferință. Nu vorbesc despre lumea materială, pentru că aceasta este diferită, depinde de circumstanțe și Biblia nu accentuează decât în privința îmbrăcămintei și a mâncării. Restul este binecuvântare și sărăcia e o binecuvântare și bogăția este o binecuvântare. Al treilea lucru pe care vreau să-l menționez este faptul că atunci când primim copiii de la Domnul, suntem tentați mai mult să-i creștem decât să-i educăm. Și acest dezechilibru se va reflecta, se va proiecta în tinerețea și în starea lor de adulți. Noi suntem tentați să le oferim cele mai bune condiții crescându-i în siguranță, părându-ni se că în felul ăsta suntem niște părinți buni. Și adevărul este că suntem dacă îi și educăm. Dacă nu îi educăm, să știți că putem crește pe cineva care ne va face multă rușine și ne va produce cele mai mari dureri pe care le-am experimentat ca muritori. Noi iubim și suntem iubiți în familie. Cu cât ne depărtăm mai mult de familie, și iubirea oferită și cea primită se micșorează în intensitate. Adevărata fericire, dar și adevărata durere se experimentează în familie. Nicăieri nu iubești mai mult și nu suferi mai mult decât acolo. Pentru că iubirea cu durerea sunt întotdeauna direct proporționale. Atunci când primim copiii de la Domnul, este cazul vostru, voi trebuie să-i creșteți și trebuie să-i educați. Întotdeauna educația merge mână în mână cu disciplina. Vorbind despre educație, ne întrebăm întotdeauna cum. Acum eu sunt la al doilea rând, eu personal sunt la al doilea rând de copii prin faptul că am trei nepoți, mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Mă uit la acești nepoței și mă uit cu experiența unui om care a mai avut o tură de copii cu vreo 20 de ani în urmă, un pic mai mult de 20 de ani în urmă. Și îi văd diferit, îi înțeleg diferit și vârsta mea e diferită, plus că ei vin după ce copiii au plecat, m-au lăsat singur și a rămas locul gol și puțin compensează prezența nepoților. Dar multe lucruri le-aș face diferit, numai că atunci când suntem tineri avem putere și când suntem mai în vârstă avem înțelepciune, nu le avem niciodată pe amândouă, așa e viața. Cum să ne educăm copiii? Privind în Scriptură, aș vrea să prezint câteva exemple și în funcție de experiența, de vârsta fiecăruia, de situația sufletească, fiecare să luăm ce credem că este vocea Domnului pentru noi. În primul rând, să ne creștem copiii cu autoritate. Biblia ne spune că cel mai mare, unul dintre cei mai mari om ai lui Dumnezeu, întemeietorul națiunii evreiești, primul evreu Avram, a fost un om pe care Biblia îl prezintă în Genesa 18 cu 19 ca pe un om care are autoritate. Și Biblia spune așa, eu îl cunosc pe Adam, Avram, spune Dumnezeu, eu îl cunosc pe Avram și știu că el, ce știe Dumnezeu e corect, Dumnezeu nu bănuiește, Dumnezeu știe. Eu știu că Avram va porunci copiilor lui și copiilor copiilor lui după el să țină legile Domnului, să umble în căile Domnului. Iată dar că Avram a fost un om care și-a păstrat dreptul să poruncească copiilor. Aici nu se Avram n-a avut o familie ca o garnizoană militară, nu se referă la ofițerul Avram, ci se referă la patriarhul Avram. Când Biblia spune că a poruncit, înseamnă că a vorbit cu autoritate. El a vorbit blând și dulce, ca un tată și ca un bunic. Dar vorbele lui blând și dulci au avut un efect puternic asupra copiilor și nepoților pentru că l-au respectat. Fraților, regula pentru mine e următoarea. Nu poți să asculți un predicator pe care nu-l respecti. Dacă nu-l respecti ca om, nu-i asculți nici predica ca predicator. Dar dacă îl respecti ca om, dintr-o dată primești cuvântul care Domnul dă prin el, pentru că în mintea mea și în mintea dumneavoastră, el și-a luat dreptul să vorbească prin stilul lui de viață. De aceea a avea caracter e indispensabil pentru un predicator, dar și pentru un părinte care e predicator pentru copii. Avram a fost un om care a manifestat autoritate. El nu s-a consultat cu copiii neapărat și nu copiii i-au spus unde își vor petrece weekendul. S-ar putea să pară un om aspru și dur. Nici nu știu dacă sunt sau nu, dar asta are puțină importanță. Vreau doar să vă spun
că există moda contemporană copiii să hotărască ce se întâmplă într-o familie. Că dacă nu plâng și dacă nu se supără și mai grav pleacă de acasă. Întreb eu, unde sunt părinții de genul lui Avraam pe care Dumnezeu i-a preferat, i-a apreciat și i-a recomandat, spunând, eu știu că el va porunci copiilor și generațiilor de după el. Cum a avut Avraam această autoritate asupra copilului și copilul n-a spus, ia mai lasă-mă babacule în pace? De ce? Ce a avut Avraam în plus? Avraam în plus a avut caracter, a avut înțelepciune, a avut un exemplu personal care se ridica la nivelul predicilor sale. Un astfel de om a fost Avraam. Apoi, uitându-ne în Scriptură, înțelegem că noi trebuie să ne creștem și să ne educăm copiii cu transparență. Vă aduceți aminte că Dumnezeu îi cere la un moment dat lui Avraam un lucru nebunesc. Se explică doar prin procesul revelației care la vremea aceea, nu, Avraam nu știa câte știm noi astăzi. La vremea aceea pentru el însemna revelația lui Dumnezeu doar câteva lucruri. După aceea continua revelația lui Dumnezeu cu marea parte a revelației. Și la un moment dat Dumnezeu îi spune, omoară-l pe băiatul tău, du-te pe muntele acela, eu îți spun unde, cum și așa mai departe. Avraam, ne spune Biblia, că s-a trezit de dimineață. Asta înseamnă că a avut pasiune pentru ce a făcut. Nu spun că pasiunea venea din faptul că îi plăcea să-și omoare copilul, dar îi plăcea să-l asculte pe Dumnezeu. Și a luat copilul și a plecat. E o mare nebunie, nu poți să o înțelegi, nu, doar să o crezi. Și a luat copilul, a plecat. Urcă dealul muntele, copilul, ca unul care mai participase cu tatălui la aducerea de jertfe, realizează că lipsește mielul. Spune, tată, văd cuțitul, lemnele, toate sunt aici, dar lipsește cel mai important lucru. Unde e jertfa pe care o să o înjunghi, o să o omori? Vă puteți imagina ce a simțit Avraam? Ce putea să-i spună? Tu ești? A spus, Domnul va purta de grijă. Cu aceeași credință s-a trezit de dimineață, că Domnul va purta de grijă. A urcat, l-a pus pe copil, l-a legat pe lemne, a ridicat cuțitul și urma un singur gest. Și în clipa aceea a intervenit Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna intervine și întotdeauna intervine la momentul potrivit. Vă puteți imagina ce drama a trăit Isaac? Ce a crezut el când l-a văzut pe tatăl lui că leagă peste lemne, că ridică cuțitul și și-a dat seama că îl va înjunghia? Ce a crezut? Probabil că a crezut că tatăl lui și-a pierdut mințile. Nu știu ce a crezut, probabil că avea vreo 16 ani la vremea aceea Isaac, dar foarte probabil că a trăit o groază inexplicabilă. Și la un moment dat, Isaac probabil a auzit și el glasul lui Dumnezeu și a dat seama că Dumnezeu, de care tatăl lui a tot vorbit, de data asta l-a auzit și el. Experiența aceasta sunt sigur că l-a marcat pentru restul vieții. Fraților, uneori ne întâlnim la rugăciune și la studiu Biblie și tot timpul trimitem copiii să se joace. Dacă Isaac ar fi fost să se joace în experiența aceasta, n-ar fi fost împodobit cu ea niciodată. Copiii noștri au nevoie să ne vadă pe noi, să fim transparenți față de ei în lucrurile spirituale. Că dacă eu nu-s model pentru copilul meu, credeți-mă că o să fie Van Damme și o să mai fie nu mai știu cine. Noi trebuie să fim transparenți în credința noastră. Copiii trebuie să vadă credința noastră, să nu fie o credință ascunsă, mascată, copiii cu ale lor, adulții cu ale lor. Vă aduceți aminte și dumneavoastră că un papă spunea, dați în toți copiii sub, nu mai știu ce vârstă, spunea el, 7, 10, 12 ani, nu mai știu sigur, și ei toți vor deveni catolici. Un copil a fost întrebat de un bătrân întâlnindu-l pe stradă, ce ai să te faci când o să te faci mare? Copilul s-a uitat la el și i-a spus, mă fac misionar sau gangster? Misionar sau gangster? Dar cum? Cum? Și cine va hotărâ care dintre ele două? Și copilul i-a spus, depinde cine mă va câștiga primul. Copiii noștri nu rămân mereu copii. Ei sunt ca o bucată de pământ moale care se întărește în câteva ore. Și când e moale, îl putem modifica rotund, pătrat, dreptunghi, trapez, dar dacă se întărește, nu se mai poate modifica. Într-o zi copiii aceștia, când vor trece pe manual, nu vor mai primi mare lucru de la noi, pentru că ne-am pierdut timpul numit copilăria lor în care puteam să îi educăm și să îi creștem cu autoritate, cu transparență, cu înțelegere. Cum cu înțelegere? Isaac se întoarce acasă. Esau își anunță venirea că îl primește și se întâlnesc într-un loc oarecare departe de casă. Isaac n-a uitat ce i-a făcut. Isaac n-a uitat ce i-a făcut lui Esau. Și știa că Esau acum se va răzbuna și a luat el măsurile necesare, mai știți, a împărțit pe cete, pe cea iubită a lăsat-o ultima împreună cu el, dar Esau s-a dovedit a fi prietenos, inexplicabil, n-a vrut să se mai răzbune. Esau avea o ceată mare de viteji,
În 5 minute ar fi putut omorâ pe Iacov și pe tabăra lui fără nicio problemă. Și el era călare pe un cal puternic și îi spune fratelui său Iacov: urcă-te și tu pe un cal și ai repede să mergem și să începem sărbătoarea. Și Iacov îi spune următorul lucru: acum eu nu citesc din Biblie, ci explic. Tu ești singur, n-ai nevastă, n-ai copii. Ai doar un cal puternic și de altceva nu ți arde decât de goană. Mergi repede. Omule, eu am aici cu mine nevestele și copiii. Lasă-mă să merg la pas cu ei. Copiii mei nu pot merge în viteza calului, că n-au vârsta mea și a ta. Dă-mi voie să merg încet cu copiii mei, nu repede cu tine. Că dacă eu plec de lângă ei, tu te poți duce singur, dar ei nu pot veni singuri. Ei nu mai au tată dacă eu vin cu tine. De aceea eu o să rămân cu nevasta și cu copiii. De multe ori, din prietenie, din entuziasm, din dorință de aventură, din intenția de a ne relaxa, tot timpul ne lăsăm copiii singuri. Am auzit de multe ori întâmplarea asta, odată am auzit-o că ar fi vorba despre un frate, altădată despre un alt frate păstor, nu știu sigur cine a fost, am auzit mai multe variante, dar fără să dau nume, spun doar întâmplarea așa cum am auzit-o. Un frate păstor, care păstorea o biserică mare, și avea mai mulți păstori asociați, la fel de competenți ca și el, într-o după amiază, spre seară, a plecat la școala unuia dintre copiii lui, unde copilul avea o mare eveniment în viața lui și l-a invitat pe tata să vină. Și tata, care era păstorul principal, a ieșit din biserică și se îndrepta spre mașină ca să conducă spre școala copilului, a băiatului. Cum a ieșit din biserică în parcare, o familie l-a întâmpinat: o, frate păstor, bine că te-am prins înainte să pleci, pentru că tocmai am venit cu o problemă foarte urgentă și vrem să vorbim cu dumneata. El a spus: să mă iertați, nu puteți vorbi cu mine, dar în office mai sunt încă alți câțiva păstori, la fel de pregătiți ca mine, care îi vă pot ajuta. Și oamenii au spus: nici vorbă, cu matale vrem să vorbim. Și omul a încercat să le explice că copilul lui are un eveniment important și trebuie să fie prezent. Ei însă au încercat să-i aducă aminte de faptul că e plătit și de responsabilități pastorale. Și omul ăsta s-a uitat la ei cu fermitate și le-a spus așa: voi în office mai aveți încă doi păstori care vă pot ajuta. Copilul meu nu mai are un alt tată. Iertați-mă, dar trebuie să mă duc acum la el la școală. Și a plecat. Nu încurajez la neglijarea responsabilităților pastorale, dar vreau să vă spun că pastorii aceștia sunt și ei tați, sunt și ei soți, sunt și ei șoferi cărora li se strică mașina, sunt și ei oameni care fac cumpărături. Și dincolo de biserică, unde nu există un program de 8 ore, ca la oricare altă meserie, nu poți să te duci acasă și dacă mă sună cineva bolnav să-i spun: așteaptă-mă până mâine la 7, când vin la program. Ei, există această nevoie de înțelegere pe care, ca și tați, trebuie să o avem. Mă apropii de încheiere spunând și faptul că întotdeauna când vrem să ne creștem și să ne educăm copiii, trebuie să facem lucrul acesta cu rugăciune. Vă aduceți aminte de văduva prorocului? E vorba de 2 Împărați, capitolul 4. O femeie rămâne văduvă, îi moare soțul, care fusese un om al lui Dumnezeu, și rămâne cu câțiva copii, dar foarte îndatorată la cineva, la care soțul înainte să moară, împrumutase o sumă considerabilă. Acum omul bogat vine să-și ceară banii și nu are de unde să-i dea văduva, drept pentru care acesta, fiind în vremea în care oamenii se vindeau, precum astăzi se vând mașinile, a spus: o să-ți iau copii, îi vând în târgul de sclavi și îmi recuperez o parte din datorie. Zis și făcut. Numai că femeia a mers la omul lui Dumnezeu și i-a spus următorul lucru: om al lui Dumnezeu, sunt pe cale să-mi pierd copiii și nu accept. Soțul mi l-a luat Dumnezeu și nu am avut posibilitatea să-i spun nu. Că lui Dumnezeu nu-mi permis să-i spun nu, dar copiii nu Dumnezeu vrea să-mi ia, vrea să-mi ia diavolul și lui îi spun nu. Ajută-mă, nu pot să-mi pierd copiii. Femeia aceasta s-a rugat. Sunt situații în viață când nu mai funcționează nici banii, nici dreptatea, nici legea, decât rugăciunea. Și de fapt, aceasta funcționează și ziua și noaptea, de când ne naștem până murim. Cine nu se roagă, singur se condamnă să lipsească, să trăiască lipsit de binecuvântările lui Dumnezeu. De asemenea, trebuie să ne creștem și să ne educăm copiii cu dragoste. Ăsta este ultimul lucru cu care și închei. Trebuie să ne creștem și să ne educăm copiii cu dragoste. Vă aduc aminte de tatăl fiului risipitor, tatăl primitor îl numesc eu, tatăl iertător. I se întoarce odras la casă. A avut 2 copii și amândoi au fost răi. Unul pierdut în casă, unul pierdut afară. Unul pierdut într-un fel, unul pierdut în altfel. Dar se întoarce ăsta care a călătorit în afară și a cheltuit jumătatea de avere. Ălălaltul a făcut măcar binele că n-a cheltuit-o, că el a împărțit averea la amândoi. Și când se întoarce acasă, după mentalitatea românească, trebuia să-i fie administrată,
o bătaie soră cu moartea ca să țină minte și să nu mai repete. Mi se pare pur și simplu greu de crezut că în timp ce băiatul vine și se pocăiește singur și spune: tată, am greșit în fața lui Dumnezeu, a cerului, în fața ta, nu mai meri nimic, fă-mă ca pe un angajat, tatăl nu-i răspunde nimic, nu-i zice nimic. Pur și simplu nu-i zice nimic. Dar se uită la angajați care erau acolo la îndemâna lui și spune așa: hei, tăiați repede vițelul, pregătiți repede o mâncare bună, aduceți repede încălțămintea aia de care v-am spus așa, să o puneți deoparte și să o țineți într-un loc anume până când o să vă cer. Aduceți acum sandalele alea repede. Și vă mai aduceți aminte de haina aia, pe care, aia scumpă pe care am spus o cumpărați și să o păstrați pentru un timp în care o să o cer. Și vă mai aduceți aminte de inelul ăla scump de tot pe care v-am spus să-l luați de la magazin și să-l puneți într-o parte până când o să vi-l cer. Ei, pe toate acum aduceți-le repede aici. Și copilul asculta și se întreba: dar pentru cine le cere? Ce face cu ele acum? Și ca un trăsnet cade peste el continuarea: pentru că băiatul meu s-a întors acasă. Când eu m-am pocăit aveam 21 de ani, câteva luni după ce m-am căsătorit cu Carmen, și am ascultat prima mea predică într-o biserică pentecostală. Ceea ce m-a chemat la Dumnezeu a fost în primul rând dragostea Lui. Am început atunci să plâng, tremurând, nu puteam să mă abțin și oamenii din jurul meu se uitau la mine, pentru că m-am simțit vinovat. N-am făcut lucruri ieșit din comun de rele, ci am fost un om obișnuit în cultura ortodoxă în care am crescut din satul meu. Dar când predicatorul a spus că Dumnezeu nu-i ceva, ci-i cineva, nu-i un lucru, ci o persoană, e cineva care mă iubește și care mă binecuvintează, care așteaptă să mă întorc și să-i spun mulțumesc în sfârșit, m-am simțit atât de prost, am crezut că intru în pământ. Și dragostea lui Dumnezeu pur și simplu m-a opărit, m-a ars, n-am putut să mai o suport. Am ieșit atunci în față și am spus: eu vreau să-L primesc pe Domnul Iisus. S-a întâmplat nu de frica iadului, măcar că și lucrul acesta a contat, dar în primul rând pentru că dragostea este cea mai puternică forță care corectează, care schimbă. Tatăl acesta l-a iubit pe fiul lui când nu merita. Și copilul acesta, sunt sigur că a avut o experiență care l-a marcat pentru restul vieții. Claudiu, Emima, voi sunteți astăzi în centru atenției, într-un fel în adunare, pentru că ați venit cu copilașul să fie binecuvântat, și părinții, frații, rudele, noi toți suntem aici împreună cu voi. Și am spus aceste cuvinte pentru că așa cum voi începeți de astăzi înainte, noi am început cu mai mulți ani în urmă și am crescut copiii. Și am observat că dacă îi lăsăm pe mâna lumii, să știți că îi distruge. Și dacă în copilărie lumea îi învață ce se facă și aceste învățături devin automatisme comportamentale și se definește valoarea de sine într-o manieră păcătoasă, numai harul lui Dumnezeu, omul supranatural, mai poate face ceva. Însă astăzi voi sunteți chemați să le completați valoarea de sine cu legile Domnului. Dumnezeu pe noi și pe voi în egală măsură să vă ajute. Amin. Cred că am reținut cu toții. Cuvine să creștem pe copiii noștri cu autoritate, cu rugăciune și cu dragoste. Și probabil că domeniul în care suntem cei mai deficitari este, aș zice, cel al autorității, nu? Cât de rugat ne rugăm pentru copiii noștri, de iubit iubim, dar probabil că nu suntem gata să aplicăm autoritatea pe care ne-a dat-o Domnul ca să ducem la ascultare de cuvântul Domnului. Haideți să ne ridicăm și să ne apropiem de acest moment special când ne rugăm pentru micuțul Jaden Claudiu. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Lucrul acesta îl facem și noi toți împreună. Punem pe micuțul Jaden în brațele Domnului Iisus Hristos, ca el să îl binecuvinteze prin părinți și prin bunici și prin toți cei care se roagă pentru el. Ne rugăm cu părinții. Te ceresc dinaintea ta și copleșit de iubirea ta, Doamne, care ți-o revești peste familia noastră. Îți mulțumesc în toată inima pentru Jaden, Doamne, îți mulțumesc pentru că tu îl porți în brațele tale, Doamne, și îți mulțumesc pentru el, Doamne, și vreau să vin în această zi să te rog ca tu să revești binecuvântările tale peste el în continuare.
Mă rog, Doamne, ca pe mine personal să mă ajut să-mi fac datoria de tată, Doamne, să îl cresc cu autoritate și să îl învăț cuvântul Tău, Doamne, să petrec, Doamne, timp cu el, să le duc, Doamne, după cuvântul Tău și să fiu, Doamne, cu adevărat un tată care să poți să mă urmeze, Doamne, și eu să Te urmez pe Tine. Îți mulțumesc, Doamne, pentru Emima, trebuie să o binecuvântești și pe ea cu răbdare, Doamne, și cu înțelepciune, Doamne, ca să poată să crească în continuare, Doamne, acești copilași și îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne iubești. Te rog, Doamne, dă în continuare, Doamne, o creștere sănătoasă. Te rog, Doamne, ajută la momentul potrivit să Te cunoască pe Tine ca Domn și Mântuitorul vieții lui, Doamne. De asemenea, mă rog ca Tu să-L înzestrești, Doamne, cu puterea Ta, Doamne, și să-L faci un om care să Te slujească pe Tine toată viața lui. Și îți mulțumim pentru că Tu ne asculti și vei face mai mult decât putem să-și cerem noi. Amin. Amin. Dear Heavenly Father, I come before You this morning with a heart full of joy and thanksgiving. Thank You so much for this little boy, Jaden, Lord, that You have brought into our lives, into our family. Thank You so much for giving him health, for giving him life. Thank You so much for the opportunity, Lord, and the gift of parenthood. Thank You for our second little miracle. And I pray, Lord, that You give us, me and Claudia, You give us wisdom and strength and patience and guidance, Lord, to raise him up as a little soldier of Christ, a little soldier for Your kingdom. I pray, Lord, that at the right time in his life, he will accept You as his Lord and his Savior, and he will grow to be a great man of God who will do great things for Your kingdom. Lord, I pray that he will bring joy and he will be a blessing for us. I pray, Lord, that Your love will shine through him for everybody to see and wonder why he's different. Lord, I pray that You protect him from harm, You protect him from the evil one and from temptation and from injury and from water and fire and anything that can harm him. I pray for little Savannah. I pray, Lord, that You bless her in her role as a big sister and that You help her to be an example for him and that You help me and Claudia be an example for them. Help us, Lord, to love You more than anything in this world so that we can love each other more and in turn, Lord, we can love our children. Lord, I pray all of this in Your name. Amen. Continuăm rugăciunea, Doamne, și în numele Mântuitorului Iisus Hristos îți mulțumim că binecuvântările cerului și ale pământului vor fi în viața acestui copilaș și în viața părinților lui. Mulțumim, Doamne, pentru că mâinile străpunse ale lui Hristos se vor așeza pentru întotdeauna peste creștetul capului lui. Mulțumesc pentru Claudiu și pentru Emima și mulțumesc pentru băiețelul cu care Tu ai împodobit viața și casa lor. Ne închinăm înaintea Ta și în numele Domnului îți mulțumim pentru binecuvântarea pe care ai dat-o. Amin. În numele Domnului Iisus venim la Tine cu micuțul Jaden și îți mulțumim că ești cel care primești pe toți copiii în brațele Tale și binecuvintezi. Mulțumim că L-ai înconjurat de oameni credincioși, a dat părinți credincioși, a dat bunici credincioși, a dat rudenii care se roagă pentru El. Și mulțumim că rugăciunile celor neprieniți care s-au îndreptat înspre Tine în această dimineață au fost ascultate. Cerele părinților, cerele bunicilor, cerele bisericii sunt cele care au fost bine primite înaintea Ta. Te lăudăm pentru lucrul acesta. Și în numele Domnului Iisus Hristos te rugăm să dai toate lucrurile de care are nevoie pentru a deveni un om pe care Tu să te folosești și prin care să te glorifici. Și mulțumim că ne asculți. Amin. Râul binecuvântării. Scapi un râu și un râu.
nostru pâncă e fericitor, dă-le de ajuns Duhul tău. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine, să-ți dea pacea. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. O binecuvântare întreită, numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, care nu poate să rămână fără răspuns. Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai binecuvântat în Domnul Iisus Hristos cu toate binecuvântările tale cerești. Și mulțumim că aceste binecuvântări sunt pentru noi și pentru copiii noștri. Mulțumim că ești credincios cuvântului tău și mulțumim că împlinești cu credincioșie ceea ce ai promis. Și mulțumim că ai luat aminte la rugăciunile noastre și l-ai binecuvântat pe micuțul Jayden cu ocrotire, cu îndurare și cu pace, plinătatea binecuvântărilor tale. Și dorim ca harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea ta cerească și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți acum și totdeauna. Amin. Vă rog să vă așezați. Înainte ca să ne despărțim de casa Domnului, vreau să-i rog pe frații de la Cor Borbătesc să fie aici la ora 5 pentru repetiție și apoi ei vor sluji în cadrul serviciului de seară.